emisiune. Așa cum spuneam la începutul săptămânii viitoare, că va urma o emisiune, să-i spunem că va urma cu ghilimele o emisiune viitoare, aceasta este emisiunea viitoare. Și adar invitat în studioul nostru este domnul Sorin Ovidiu Vântu. Bine ați venit, domnule Vântu. Așa la bine v-am găsit, domnule Tucă. Înseamnă, stimați telespectatori. Săptămâna trecută am vorbit despre foarte multe aspecte legate de afacerile dumneavoastră. Ați spus atunci că într-o emisiune viitoare veți spune cine se află în spatele acestei campanii, cine sunt cei care se află, de fapt, în spatele acestor afaceri. Probabil că în această seară ne veți vorbi despre acele persoane. Dar până atunci v-aș întreba pentru început în ce a constat audierea de săptămâna trecută de la Direcția Economico-Financiară din IGP, acolo unde v-ați prezentat și a stat vreme de câteva ore. Aflând despre faptul că în conturile mele s-au umblat neautorizat, văzând că banii pe care îi aveam eu sau diverse companii la care sunt acționari și care erau plasați în Banca Română de Scont au slabe șanse să se întoarcă, i-am dat un telefon domnului Doru Nicolaescu, mi-am exprimat îngrijorarea și l-am întrebat despre ce rulaje este vorba. Domnia sa mi-a trimis un fax în care asta, nu... Asta înainte de a fi arestat. Înainte de a fi arestat, da. No. Mi-a transmis un fax în care nu vorbea de problemele pe care, vis-a-vis de care l-am întrebat cine vorbea în general. O să v-am și remis faxul acesta, no. L-am și în față, o să-l și citesc telespectatorilor. Bucăți din ele, evident. No. Deci nu o să-mi dea răspunsuri concrete la întrebările concrete pe care le-am spus, domnia sa mi-a trimis un fax. A doua zi a dispărut, moment în care am intrat serios în alarmă și am făcut o plângere penală contra domniei sale, contra concerii băncii române de scont. Am fost invitat la poliție pentru a veni cu explicații suplimentare și cu dovezi suplimentare la plângerea pe care am făcut-o. Acesta a fost motivul invitației pe care am primit-o din partea poliției române. Am clarificat câteva din aspectele pe care domnilor le doreau clarificate în această fază a cercetărilor. Puteți să ne spuneți acum despre ce fel de dovezi, ce ați depus sau... Domnule Tucă, ancheta fiind în curs, eu nu pot veni să dezvălui dovezile pe care le-am prezentat până acum și care urmează să le prezint IGP-ului. Am înțeles. Totuși, săptămâna trecută... Pentru a nu influența cursul anchetelor. Săptămâna trecută promitați telespectatorilor Antene 1 că veți face acele dezvăluiri despre cine se află în spatele campaniei dumneavoastră. Evident, parte dintre aceste dovezi le-am depus, parte le prezint aici în fața noastră, care nu sunt dovezi justițiabile, dovezi penale, să spunem așa, ci dovezi care vin și clarifică întregul context. Vă rog, dacă vreți să prezentați acolo la începutul emisiunii... Vom reveni asupra lor în timpul derulării emisiunii dumneavoastră. Deci veți prezenta aceste... De aceea le-am adus. În regulă. Și ne veți spune, pentru că așa ați promis, și cine sunt personajele care se află în spatele acestor lucruri, pentru că toată lumea așteaptă acest lucru. Domnule Tucă, la emisiunea trecută mi-am dat cuvântul de onoare că voi face aceste dezvăluiri tot la postul dumneavoastră de televiziune, în aceeași emisiune. După cum vedeți, mă țin de cuvânt. Am înțeles. Păi, v-aș întreba pentru început, de ce ați amânat, de ce n-ați spus atunci, de ce n-ați făcut publice acele dovezi? Pentru a nu influența, cum v-am spus și atunci, cursul firesc al anchetelor. Am lăsat organele competente să-și facă datoria, fără să intervin eu în cursul acestor anchete. Ați văzut ce s-a întâmplat în săptămâna care a trecut, că au fost câteva evenimente legate de tot acest scandal. S-a dovedit că acea gaură de la Banca Română de Scont ajunge la 17 milioane de dolari, din câte, cel puțin din informațiile care au apărut în presă, și declarațiile domnului Cinteză, director de supraveghere în Banca Națională, duc în același loc. Că practic s-au furat bani acolo, pur și simplu s-au furat banii din conturile Băncii Române de Scont. Banii depuși de Astra, Casa de Asigurări și, mă rog, alte fonduri. Ați uitat și domnul Cintez, a uitat să discute despre 135 de miliarde plasament interbancar al BID-ului, bancă unde sunt acționar majoritar eu, deci banii mei. A uitat domnul Cintez să pomenească despre alte 120 de miliarde de lei bani ale grupului financiar Gelsor, diverse entități ale grupului financiar Gelsor, care erau plasate în această, bancă. Nu, normal, nu erau banii mei. Dar eu, fiind consilierul domnului Nică Chelaru, domnul Chelaru m-a întrebat
Deci era vorba de aproape 300 de miliarde, mai banii dumneavoastră. A uitat să se pomenească de cele 56 de miliarde aproape banii mei personali. Deci domnul Cinteză a mințit prin omisiune. Vă rog să mă iertați, domnule Cinteză, trebuia să faceți treaba până la capăt. Deci vreau să spuneți că aceste sume erau banii firmelor pe, la care ați parte din parte din banii mei, parte din banii firmelor unde am fost eu, unde sunt eu acționar majoritar, și parte din banii firmelor unde am fost eu acționar majoritar și la ora actuală este domnul Chelaru. Am înțeles. Spuneți-mi, vă rog, foarte mult... Circa 9 milioane de dolari adunați sunt pierderile mele personale, ale mele și ale prietenilor. La Banca Română de Scont? La Banca Română de Scont. Tocmai pierduseți atunci cu scandalul FNI 45 de milioane de dolari, încă 9 milioane acum? Domnule, îmi pare rău să recunosc și mă simt jenat în fața trecerilor să recunosc că am fost naiv. Am fost naiv având încredere în niște oameni, având încredere în oameni în general. Dar e pierderea mea, e greșeala mea, o suport. Sunt foarte mulți telespectatori care s-au întrebat după această emisiune cum ați acumulat averea fabuloasă. Muncim 16 ore pe zi, domnule Tuca. Am pornit de la zero în 1989. Am construit în România peste 8.000 de locuri de muncă, locuri de muncă nou construite. Peste 8.000 de salarii, peste 8.000 de familii care au trăit ca urmare a muncii și eforturilor mele. Eu locuiesc, domnule Tucă, într-un apartament de bloc, nu că n-aș avea unde, stați puțin, vin să mă plâng aici. Locuiesc într-un apartament de serviciu aflat în cadrul grupului de firme Gelfor. Dar aveți și alte mari proprietăți. Evident, dar acolo locuiesc. Erau luni întregi când eu nu ieșeam din acel apartament, domnule Tucă. Muncim și 18 și 20 de ore pe zi. O muncă absolut extenuantă. Domnule Vântu, așa am muncit extenuant, dar la mine nu s-a văzut deloc. Adică la mine s-a strâns foarte greu. Lumea întreabă, ați pierdut 45 de milioane de dolari atunci. Ați pierdeți acum 9 milioane de dolari. Deci ați pierdut aproape 60 de milioane de dolari numai la aceste scandaluri, da? Da. Și lumea se întreabă la cât se ridică averea noastră. Nu contează, domnule Marius, că nu contează cât am pierdut eu. Păi nu, dar oamenii întreabă, domnule, de unde ați avut atâtea sute de milioane de dolari? Nu, că am plătit la stat impozite și taxe în cei 11-12 ani de activitate peste 40 de milioane de dolari. Am înțeles, dar... Ăștia sunt banii contribuabililor despre care face vorbire o anumită parte a presei. Folosiți această sintagmă ușor amuzantă. Deci ăștia sunt banii, domnule Tucă. Am înțeles că banii contribuabili, printre acești contribuabili se numără și Sorin Vântu, cu sumă de peste 40 de milioane de dolari. Bani plătiți statului român din impozite și taxe, în urma muncii mele. Și pierderea nu este a mea, domnule Tucă, în ultimă instanță. Pierderea este a celor 8.000 de oameni care au rămas fără servicii, au rămas fără salarii, 8.000 de familii care nu mai au cu ce să-și plătească întreținerea la bloc. Bun, dar ce afacere ați făcut, asta ar fi întrebarea, de a-ți ajuns la o veră atât de fabuloasă, dacă v-ați permis... V-ați permis cu ghilimele de rigoare să pierdeți 60 de milioane de dolari și să rămâneți cu o avere considerabilă. Am sentimentul că insistați prea mult pe această temă. V-am spus, este rezultatul muncii mele. Acest rezultat este depus la Ministerul Finanțelor, toate activitățile companiilor mele sunt înregistrate acolo, de acolo decurg profiturile. Am înțeles. Întrebarea era dacă vreți să spuneți ce afacere ați făcut, ce gen de afaceri pentru telespectatori. Noi am început în 1990 cu presă. Am continuat cu întreprinderi de construcții, cu fabrici de bere, cu magazine, cu buticuri, cu restaurante, cu baruri, cu magazine angro. Este inutil să vă desfășor, să vă desușesc acum toată paleta afacerilor pe care le-am făcut. Ceea ce trebuie reținut este că n-am încălcat niciodată vreo lege aici, în România sau aiurea. Am respectat în totalitate legile acestei țări. În toate afacerile pe care le-am făcut și mi-am plătit cu conștiinciozitate taxele și impozitele către stat. Bun, spuneți-mi atunci, pentru că în campania de presă care există în acest moment și există de multă vreme, se vorbește că dumneavoastră ați fi beneficiat de pe urma banilor de la Poșta Română, banii de la Astra, Casa de Asigurări. Aveți vreo legătură cu toți acești bani care... Domnul Tucă, vă rog să mă iertați. Trebuie să fii de-a dreptul tâmpit să faci asemenea afirmații. Nu mă refer la dumneavoastră, evident. Nu, vă întreb. Așa cum v-am explicat, eu am acolo 9 milioane de dolari banii mei. Este o stupiditate să crezi că sunt un cleptoman care mut banii din buzunarul stâng în buzunarul drept ca să-mi fur din buzunarul drept. De acolo erau banii mei, domnule. 9 milioane de dolari, spune. Da. Deci nici pe departe ca eu să fi beneficiat din banii Poștei, din banii Astrei sau furat bani din bancă. Cine a furat banii? Rămâne ca poliția să demonstreze și să dovedească acest lucru și să găsească urmele acestor bani. Dar aveți idee cine... Păi, stați o secundă.
Că scandalul, până la urmă, s-a declanșat și de la grupul Dramiral, condus de domnul Mihai Iacob. Da. Cine se află în spatele domnului Mihai Iacob? Nu, cu domnul Mihai Iacob. Haideți să clarificăm puțin și cine este domnul Iacob. Adică cine este treaba altora, nu este treaba mea. De ce a declanșat domnul Iacob acest scandal? Pe data de 20 ianuarie anul curent, domnul Iacob îmi datorează 2 milioane de dolari. Acesta este un bilet de ordin avalizat de Banca Română de Scump pentru 2 milioane de dolari. Vă rog să-l arătați camerei, dumneavoastră. Deci un bilet la ordin? Da, care expiră pe data de 20, deci pe 20-a trebuie să-mi plătească, până în 20-a trebuie să-mi plătească 2 milioane de dolari. Am înțeles. Acesta este un contract de împrumut între mine și domnul Mihai Iacob, personal, în care domnia sa îmi datorează, v-am lăsat și dumneavoastră un rând de copii. Da, am văzut. Și le țin la dispoziția presei. Așa. Deci este un contract de împrumut în care domnul Iacob îmi datorează 15.743.000 de dolari, 623 dolari, scuzați. Deci 15.800.000 de dolari. Banii aceștia trebuia să mi-i plătească în 5 ani de zile, începând cu 2001 și terminând cu 2006, în tranșe diverse. Deci dumneavoastră i-ați dat acești bani lui Iacob Mihai, Mihai Iacob, da? Corect. Când? În ce date? În anii 95-96 am împrumutat cele 15.800.000 de dolari. Domnia sa n-a avut bani să-mi plătească. Neavând bani să plătească, m-a rugat să prelungesc acest contract. Da. Am acceptat prelungirea acestui contract în noiembrie anul trecut, 2001, deci. Și am acceptat, distinse domn, avaluri date de Banca Română de Scump. Toate aceste bilete la ordine emise de domnul Mihai Iacob sunt avalizate de Banca Română de Scump. Deci dacă eu aș fi știut că acolo este o catastrofă, distinse domn, aș fi acceptat garanții de la Banca Română de Scump, garanții în valoare de 15.743.000 de dolari. Acestea sunt originalele. Copiile vi le pun la dispoziție. Cu originalele biletelor de la ordine. Da, acestea sunt originalele biletelor la ordine. În momentul în care... Întrebarea mea, domnule, vă rog să mă iertați că vă întrerup și iar o să vă sfâșie colegii dumneavoastră pentru că nu sunteți mitocan ca mare parte dintre ei. Lăsați că asta e problema mea. Să fiți sănătos. Deci, domnule Iacob, domnule... Tucă, încă mă mai numesc, da. Problema nu este distinsă, domn, că acest băiețaș îmi datorează 15 milioane de dolari și a făcut o adevărată isterie, a reușit să crede... Puteți să ne dați o secundă? Vă rog. Da. Deci acestea sunt originalele, da? Da. Bun, vă rog, continuați. Deci problema nu este că domnul Iacob a reușit să convingă o parte a presei să se isterizeze ca până în 20 ianuarie să fiu considerat hoțul hoților. Da. Ca să nu mai apuce să plătească 2 milioane, prima tranșă de 2 milioane de dolari. Problema pe care o am eu, de ce? Da, vă rog. S-a oferit alții să-l sprijine. Contra cost? Din simpatie? Sau nu știau care este mita domnului Iacob? Este o operațiune clasică de distrugere a garanțiilor, domnule Marius Tucă. Clasică. A garantat cu banca unde el era proprietar, după care și-a distrus banca. A garantat? Păi era proprietar în momentul în care v-a garantat suma? Evident. Evident. Păi domnul Iacob stă de 4 luni, a stat 4 luni de zile zi de zi și mutase birou în Banca Română de Scump. Și banii dumneavoastră i-ați dat personal, i-ați virat într-un cont și de unde? Cele 15 milioane de dolari. În urmă unor operațiuni, rezultate 95-96. Deci atunci l-ați împrumutat cu cele 15 milioane. Corect. De ce să împrumutați un om cu 15 milioane de dolari, domnule? E business, domnule, e business. Bun, cine stă în spatele domnului Mihai Iacob? Vorbeați mai devreme și în spatele... Domnule, mi se pare tare ciudat că atunci când a fost în Elveția, deci domnia s-a plecat în Elveția, chipurile să aducă investitori. De ce era nevoie să aducă investitori? Dacă domnia s-a cumpărat pe bancă, mai avea nevoie de alți investitori, dar mă rog, e problema domniei sale. Și mi-a spus că traducătorul la discuțiile pe care le are acolo cu oamenii de afaceri este domnul Petre Roman. Absolut șocant. Domnul Petre Roman să fie traducătorul domnului Mihai Iacob. Traducătorul la ce? Translator. A, translatorul la întâlnirea de afaceri din Elveția. Da. Și este bănuit pe domnul Petre Roman că stă în spatele... Eu nu bănuiesc nimic, sunt doar surprins. Ca un domn de calibru domnului Petre Roman să fie, accepte să fie folosit ca translator. Și cine îl ajută pe domnul Mihai Iacob? Că spuneți că toată această campanie este ajutat. Cine îl ajută, domnule Sorin Ovidiu Vântu? Nu știu dacă e interesat sau dezinteresat. Dar din cunoștințele mele, din slabele mele cunoștințe, observ în ultima vreme că domnul Iacob este viu prezentat în paginile evenimentului zilei. Observ că domnul Nistorescu are telefonul fostei mele nevese de la domnul Mihai Iacob.
Să fie oare ca urmare a întâlnirii pe care a avut-o domnul Iacob cu domnul Cârciog sau cu domnul Nistorescu? Știe oare domnul Nistorescu ce este în spatele acestei mizerii? Nu, acum a aflat. Da, spuneți-mi, există personaje sau să zic oameni politici în spatele domnului Iacob care l-au sprijinit? Pentru că ați lucrat, ați fost parteneri împreună până când să izbucnească acest scandal și până să izbucnească de fapt scandalul de la Banca Română de Scont. Domnule, parteneriatul este un mod... Spune că ești partener cu cineva, nu înseamnă că ești frate cu cineva. Nu înseamnă că stai și servești în aceeași farfurie cu el sau... Nici pomeneală de așa ceva. Avem niște afaceri clare, concrete, punctuale pe care le facem. Asta nu înseamnă că ne destăinuim secretele noastre intime. Nici eu domnul Iacob, nici domnul Iacob mie. Ceea ce știu și o relația de prietenie pe care o are cu domnul Petre Roman. Da. Aveți cunoștință ca să se afle în spatele lui, vă mai întreb pentru ultima dată. Oameni politici care să sprijine în această bătălie cu dumneavoastră? Domnule, știu că domnul Iacob face parte din structurile Partidului Democrat Român. Deci domnul Iacob a fost și trezorier o perioadă, s-a implicat în campania pe Moldova a Partidului Democrat Român. Deci cam asta este ceea ce se știe despre domnul Iacob, în mod oficial, bineînțeles, nu în mod de bârfe, zvonuri sau alte lucruri. Am înțeles. Spuneați că aveți în față o scrisoare trimisă de domnul Nicolaescu înainte de a fugi. O zi înainte de a fugi. Despre ce e vorba în această scrisoare? Eu îi dăsem telefon și rugasem să ne întâlnim ca să clarificăm povestea, să-mi dai niște răspunsuri. Domnia s-a refuzat să ne întâlnim. Mi-a trimis în schimb seara, pe data de 19, de la Banca Română de Scont, avem aici, aveți și dumneavoastră aici materialul. Da. Mi-a trimis o adresă în care spicuiesc spicuiesc puțin din această scrisoare. Banca este de câteva vreme țintă unor presiuni formidabile, al căror obiectiv final ești tu. Ți-am spus în tu, adică se refera la mine, ți-am spus în repetate rânduri că războaiele mediatice în care ești implicat sunt extrem de nocive pentru activitatea firmelor și te-am rugat să te retragi din afaceri. Vom reveni asupra acestor lucruri. Adu-ți aminte de câte ori ne-am certat și de câte ori am încercat să-ți preiau afacerile. Mi-ai spus că ai vândut Gersorul și că în continuare e problema mea. Problema mea este că ai dușmani înverșunați și care acum lovesc direct în mine, deși scopul lor final ești tu. Din nefericire, domnul Doru Nicolaescu are dreptate. Domnul Doru Nicolaescu a fost prostit. Mi-e milă de acest domn. Este un om în care am avut o încredere extraordinară. Un om pe care l-am respectat și pe care toți oamenii din companiile pe care le-am avut l-au iubit. Și îl iubesc în continuare, culmea, cu toate nenorocirile și măgăririle pe care le-a făcut. Îmi pare rău că a alunecat. Că s-a lăsat atras în capcana acestor domni. Mai departe, vă picuiesc niște lucruri. De ce credeți că v-a trimis această scrisoare? Poftiți? De ce v-a trimis această scrisoare? Nu trebuia să se întâlnească cu dumneavoastră să vă... Era frică că voi depune plângere penală împotriva lui. Și a încercat să mai adoarmă, să mai amețească o perioadă. Așa. Eu m-am predat. De mai multă vreme le spun ceea ce vor ei să audă. Apropo de casetele, celebrele casete înregistrate cu domnul Nicolaescu, făcute de domnii Mihai Iacob, Dan Andronic, Costel Bobic și Doru Nicolaescu. Casete făcute de conivență împreună, după cum scrie domnul Doru Nicolaescu în acest fax. Spuneți-mi, vă rog, până să mai... Da, vă rog să terminați cu scrisoarea. Deci, domnule, așa că este înregistrat, că îi se ascultă telefoanele, de unde au acești domn tehnic de ascultare? Citiți pasajele în care e vorba despre acest lucru, dacă... Așa. Deci, mai multă vreme le spun ceea ce vor ei să audă. Nu-mi pasă că mă înregistrează telefoanele și convorbirile private. Nu-mi pasă că mă atrag în capcane stupide. Nu-mi pasă că mă lucrează, ghilimele, cu mijloace specifice. Eu vreau doar să se dărâme ceea ce am construit. Să nu se dărâme ceea ce am construit. Așa. Alt pasaj. Dacă eu sunt prețul care trebuie plătit ca să salvez banca, sunt de acord, dar cred că și tu ești o parte din preț. Ce a vrut să spună cu asta, nu știu. Te înțeleg că ești îngrijorat de soarta banilor cu care m-ai sprijinit. Dar trebuie să înțelegi că BRS are resurse pentru onorarea tuturor obligațiilor, spune domnul Doru Nicolaescu, pe data de 19 decembrie. Îmi spune mie. Da. Iar scrisoarea se termină cu sărbători fericite. Da, îmi dorește sărbători fericite. Repet, de o săptămână spun tuturor ce cred că vor ei să audă, numai să mă lase în pace. Imaginați ce presiune cumplită a fost făcută asupra acestui om. Care e ei, domnule Vânt?
I-am spus adineaori de care de ce să-l înregistreze Mihai Iacob, Dan Andronic? Aveau nevoie. Deci domnul Mihai Iacob, domnul Andronic și domnul Bobic au picat ca musca în lapte aici. Domnul Bobic cine știe ce interese are, domnul Dan Andronic ce știe ce interese are. E vorba de domnul Iacob. Ce interese are domnul Andronic? Păi domnul Iacob avea nevoie să-și acopere urmele, domnule. Avea nevoie de un țapi spășitor. Pentru cele 17 milioane de dolari. Nu știu care este suma distinsă, domnule. Știu că din suma aia 9 milioane sunt banii mei. Din care suma 9 milioane sunt banii noastre? Că din, suma care, 17. Din suma care lipsește de acolo, 9 milioane sunt banii mei, din Banca Română de Scont. 9 milioane din cele 17 cu care ați împrumutat sau 9 milioane plasamentele celelalte plasamente? Celelalte plasamente, numele. În regulă. Împrumutul este o altă problemă. Bine să faceți precizare, da. Ok. Spuneți-mi... Așa, mai departe. Da. Și aici o întrebare pe care mi-o pune domnul Doru Nicolaescu. De ce ai vândut curentul și monitorul? Bună întrebare, domnul Doru, îmi pare rău că nu mă urmărești. Ca să am un dușman în plus sau poate ești și tu împotriva mea că mi-ai ajuns la ureche, că ai fi spus despre mine, că am furat bani de la bancă, că sunt un manager incapabil, că vorbesc prea mult și altele. Ajunge, lăsați-mă dracului în pace cu jocurile voastre de toate felurile. Vreau să fac treaba. Și un sărbător fericit în final. Vreau să vă întreb ceva legat de domnul Nicolaescu. Vă rog. Ce l-a mânat în a face toate aceste scrocherii? Habar n-am. Nu, pentru mine este o inimă cumplită. Cum un om de calibru, domnului Doru Nicolaescu, a ajuns într-o asemenea situație. Realmente este o cumplită enigmă. Spuneați că e o bună întrebare, de ce ați vândut trustul de presă? De ce l-ați vândut? A existat presiune asupra dumneavoastră? Nu, domnule, v-am spus și data trecută. Nu mi-a aducea bani. Mie nu mi-a adus bani și nu l-am folosit niciodată nici ca armă de atac, nici ca armă de apărare, iar domnul Chelaru nu i-a adus bani, nu are nevoie de arme de atac și apărare, nu i-a adus bani. Și a pus o decizie a vânzării acestui grup de preț. Domnule Sorin, vă rog. Vreau să vă întreb ceva apropo de acest domn Mihai Iacob, că se pare că foarte multe lucruri se învârt în jurul acestui personaj. Bine, lăsăm la parte pe domnul Nicolescu. Dumneavoastră, începând din 1995... Nu, el a fost... Stați o secundă, iertați-mă. L-ați împrumutat cu 17 milioane de dolari, da? 15 milioane 800 de dolari. Păi dar până acum nu v-a dat niciun ban. Nu. Cu toate astea, da. Dumneavoastră i-ați vândut trustul de presă, toate monitoarele plus avem curentul. Avem niște afaceri, spunea domnia, s-am înțeles sensul întrebării. Păi nu, că n-am terminat. Deci, odată i-ați vândut trustul de presă, monitorul, toate monitoarele, rețeaua monitorul din România, cotidianul Curentul și, mă rog, ce alte publicații mai erau. Pe lângă acestea, anul trecut i-ați vândut și Banca Română de Scont. Deci, după ce l-ați împrumutat cu 15.800.000 de dolari, din 95, spuneți, și nu v-a dat niciun ban până acum, acum ați venit și ați vândut Banca Română de Scont, trustul de presă. Domnule, cu Banca Română de Scont, domnul Iacob, din informațiile pe care le aveam eu despre Banca Română de Scont, domnul Iacob putea susține plăți eșalonate în câțiva ani de zile să-mi plătească toți acești bani. Deci numai din profiturile Băncii Române de Scont. Repet, asta ca urmare a situațiilor pe care eu le știam despre Banca Română de Scont, care mi erau mie de sără cunoștință. Deci numai cu Banca Română de Scont putea să-și plătească aceste datorii bien mersi în 5 ani de zile. Trebuia să-i vindeți banca ca... Domnul, vă rog. Trebuia să-i vindeți banca pentru ca domnia sa să vă returneze datoria de 16 milioane de dolari? Nu avem nicio legătură cu un altă. Dumneavoastră m-ați întrebat de ce. Da, vă rog. Am acceptat să prelungesc datoria. În 95-96, sumele împrumutate au fost atât în cash cât și în produse. Deci nu era vorba numai de cash. Și banii s-au adunat. Nu a avut posibilitatea să-i plătească. Acum începuse să-i meargă, spunea el, bine afacerile cu Rafa Oneș și cu alte societăți de unde el distribuia produse petroliere finite. L-am întrebat pe domnul Nicolaescu dacă are o situație financiară bună, pentru că era clientul BRF-ului. Domnul Nicolaescu mi-a spus că da, are bonitate, rulează bani mulți, are câștiguri frumoase și atunci am avut încredere în domnia sa să-i prelungesc acest contract și să-l execut. Interesul meu nu este să omor debitorul. Interesul meu este să am grijă ca debitorul să fie sănătos. Deci nu va obliga nimeni să-i vindeți toate aceste proprietăți ale noastre. Bun, continuă emisiunea noastră, dar după o scurtă pauză publicitară. My father was composer. Our home was full of music and harmony. Living in Sarajevo under the siege, I lost many friends. 9:30 in the morning, there was queue for bread and huge explosion. That night, I don't sleep. I cry. However, next day, I decide, okay, I will play for 22 days each day. For one of my
neighbors. It became soul of Sarajevo. If Smailovic don't play, Sarajevo is dead. Music is healer. Time is as well very strong healer. Whatever your journey, keep walking. Noastră continuă, invitatul din această seară, așa cum a promis săptămâna trecută, domnul Sorin Ovidiu Vântu. Iertați-mă că vă întreb. Câte astfel de țepe, să le spunem, sau câte astfel de afaceri ratate ați avut până la relația cu Mihai Iacob? Adică, chiar așa, domnul Mihai Iacob să vă înșele cu zeci de milioane de dolari? Cine e domnul Mihai Iacob până la urmă? Domnul Marius Tucă, pentru mine este un om de afaceri. Un om care cumpără, vinde, care este în piață, este om de afaceri. Una din marile probleme pe care le am, domnule Tucă, este încrederea pe care o am în oameni. Nu pot să trăiesc cu o stare de suspiciune. Nu pot să umblu cu reportofoane în buzunar să înregistrez oameni. Nu pot să pun microfoane, pun pixuri. Eu am încredere în oameni, până la proba contrarie. Domnul Iacob a profitat din nefericire aici de o situație personală precară pe care am avut-o. O situație sufletească. Timp de 6 luni de zile, practic, eu am fost out of business. N-am mai avut grijă de afaceri, n-am mai avut grijă de nimic. Am avut probleme personale. Deci atât de... N-are importanță, nu vreau să mai comentăm. Nu, de familie, vă numesc. Nu vreau să mai aduc în discuție acest capitol. Da. Am avut o problemă personală destul de delicată, care m-a scos, practic, din circuit și mi-a făcut atenția praf. S-a profitat de acest lucru. Da. Bun, ar mai fi câteva întrebări legate de Mihai Iacob. Deci, dumneavoastră, spuneți că vorbeam săptămâna trecută, că ne veți spune cine se află în spatele acestor scandaluri. Mihai Iacob și atât. Nu e vorba de... Ați amintit mai devreme de un personaj politic care a fost translator într-o discuție de afaceri. Nu mai există alți oameni politici implicați în acest scandal. Eu nu pot veni cu afirmația de tranșante, mai sunt sau nu mai sunt alți oameni politici. Dar este clar că acest scandal este un scandal politic. Vom reveni asupra acestei afirmații pe care o fac acum. Am înțeles, bine, atunci să... Un uriaș scandal politic, domnule Tucă, nu unul mic. Domnul Iacob este unul din instrumente. Un om care a avut și el ceva, ar fi avut ceva de câștigat. Bun, sper că până la sfârșitul emisiunii să spuneți, de fapt, ce... Revenim, discutăm. Despre ce e vorba în acest scandal politic. Și dumneavoastră susțineți că domnul Iacob a alimentat ziare sau ziariști în această campanie. Da. Eu sincer nu cred. Poftiți? Eu sincer nu cred. De ce? A cumpărat ziarist sau cum? Da. A cumpărat, i-a prostit. Unii s-au stat angrenați în virtutea spiritului gregar, care animă, în general, mințile mediocre. Dumneavoastră ați cumpărat vreodată ziariști? Vă rog? Dumneavoastră ați cumpărat vreodată ziariști? Nu, nu am cumpărat ziariști. Am plătit, în schimb, ziariști ca să-și facă treaba corect. Păi pe mine nu m-ați plătit. Nu o distinse, domnul. Dar pe cine ați plătit? Mă, vă dau un mic exemplu. Vă rog. În 2000, în prin scandal FNI, când România Liberă făcea un adevărat circ mediatic, la care s-au acroșat după aceea și evenimentul zilei și adevărul. Păi, după, dacă îmi permite, mă rog, să-mi termin ideea. Deci, după ce m-au umplut de invective, tot felul de chestii, autorul, hoțul, sov la arest, incredibilă isterizarea de atunci a domnului Băcanu, la care, din nefericire, au mai închiesat încă 2 publicații importante. Am dat un telefon domnului Nistorescu și l-am rugat. Domnul Nistorescu, după atâtea scandaluri, după atâtea minciuni care sunt la adresa mea, îmi permite să aveți curiozitatea să-mi publicați și mie un interviu, să vedeți ce am de spus? Da, domnule, zice domnul Cornel Nistorescu. Bun. Stabilim o întâlnire cu 2 ziariști ai domniei sale, domnul Ovidiu Zară și domnul Vlad Teodorescu. Actualmente domnul Ovidiu Zară, ziarist la Cotidianul, domnul Vlad Teodorescu la Monitorul de București. Cei doi domni vin la mine acasă, îmi iau un interviu și îi rog, domnilor, ce rugăminte am în schimb? Vă rog să reproduceți telchel, cuvânt cu cuvânt, ceea ce spun eu, fără să intrați în text, fără să-mi suciți cuvintele, să-mi reinterpretați, să-mi scoateți cuvinte sau virgule, să-mi distorsionați sensul afirmațiilor pe care le fac. Domnilor spun, ok, așa facem, pleacă după ce mi se ia un interviu, destul de lung. Vine la mine domnul Dan Androni, care la vremea aceea se ocupa de relațiile cu presa din partea mea, și spune, mă încerc ca să apară interviul așa cum vrei tu, adică
cuvânt cu cuvânt, te costă 2000 de dolari. Ok, poftim 2000 de dolari, domnule Dan Andronic. Pleacă domnul Dan Andronic și apare interviul tel chel, în ciuda presiunilor pe care domnul Nistorescu, spunea domnul Vlad Teodorescu la vremea aceea, domnul Nistorescu le-a făcut asupra lor să-mi dea telefon, să mai pună niște întrebări urâte. Ce nu-i așa, sunt întrebări? Trebuia să-l întrebați pe domnul Vântu, cum vă simțiți când 300.000 de oameni plâng de pe urma furtului dumneavoastră? Dar nu erau presiune, erau alte întrebări legate de afacerea de atunci. Eu vă spun cum mi-a fost prezentat de domnul Vlad Teodorescu, cum mi-a fost prezentată intervenția domnului Nistorescu, nu înseamnă nimic. Vă spun doar că pentru a se menține corectitudinea unor declarații, unor afirmații ale mele, a trebuit să plătesc. Păi da, pentru că erați în centrul unui întreg scandal. Dar ce trebuia să plătesc, domnule, dacă eu vin și-ți spun că afară este frumos? Trebuie să-ți dau banca dumneavoastră să scrii ce am spus eu? Păi nu, dar asta e înțelegerea dumneavoastră cu ziariștii, domnule Vântu. Nu, domnule, înțelegerea mea cu presa, cu ziariștii respectivi, iar domnule, scrieți tel-chel ceea ce vă spun eu. Dumneavoastră ați acceptat să dați banii, 2000 de dolari. Păi altfel mi se răsuceau vorbele în gură, domnule Marius Tucă. Mă rog, asta... Și la ora actuală domnul Zară este angajat la Cotidianul, iar prețul salariului angajării domniei sale la Cotidianul este să mă înjure pe mine, domnul Husari a cerut, nu-l înjur pe Vântu, nu te angajez. Domnul Zară, om de mare caracter, a spus, ok, îl înjur pe Vântu, care e problema, e la modă. Iar domnul Vlad Teodorescu, este evident că execută ordinele domnului Mihai Iacob și mă înjură pentru că este plătit pentru asta. Deci dumneavoastră credeți că toți cei care scriu despre dumneavoastră sunt plătiți ca să facă? Nu am spus că toți cei care... Unii dintre cei care scriu negativ la adresa mea o fac din ignoranță, domnule. Din acel spirit gregar care mână în luptă mințile mediocre. Oameni care nu sunt în stare să gândească cu propriul lor cap sau care nu au cunoștință de specialitate, dar pentru că este la modă și de bon ton să-l înjur pe Vântu, scriu și înjură. Domnule Marius, dacă e o modă, domnule Vântu, lăsați-o. Vă rog? Lăsați moda dacă e o modă. Păi să fie sănătoși, spun eu ceva, numai că îi atrag atenția, că nu suntem toți proști. Lenea intelectuală a mediocrilor provoacă nenorociri reale, domnule. Sărim peste asta. Domnule Marius Tucă, am o voce ușor mai agresivă pentru că m-am cam săturat de tot bâlciul ăsta. Și este ultima oară, este ultima oară când eu mai apar într-o emisiune televizată sau într-un interviu. Cine are urechi de auzit să audă, cine are creier de înțeles să înțeleagă. Da, dar cu promisiunea că spuneți până la urmă scandalul politic, a spus că dați-mi voie până la urmă scandal politic, vă rog. Da, e scandal politic și o să vă arăt. Domnule Marius Tucă, marea problemă pe care o are presa română astăzi, nu are specialiști. Poate că nu are profesioniști în gazetărie, iar cei bătrâni săraci ducă-se, dar nu are profesioniști în sistem bancar. Nu are profesioniști în sistem de piață de capital. Nu are profesioniști în siderurgie. Nu ați credeți că la Financial Times scrie despre o bancă un cizmar, domnule? Nici pomeneală de așa ceva. E, aici tot românul își dă cu părerea. Orice imbecil care habar n-are să scrie și să vorbească în limba română, își dă cu părerea despre sistemul bancar românesc. Sau își dă cu părerea despre politicile Moscovei. Lăsați-mă o secundă. Vă până rog. La politicile Moscovei și pe la sistemul bancar, cam toată lumea, sau cine vreți dumneavoastră, inclusiv ziariștii ăștia care nu se pricep la bănci... Ei la... sunt formatori de opinie, domnule Marius Tucă. Stați o secundă, lăsați-mă să termin și eu. Până acolo, e foarte ușor să scrii că de la Banca Română de Scont au dispărut 17 milioane de dolari din conturile băncii, bănci, bani depuși de Poșta Română, de bani depuși de Astra. Și de Vântu, domnule, nu uitați. Și de Sorin Ovidiu Vântu. Punct. Cu toate că vă spun de la început emisiunii de două lucruri, să uitați ca gazetar cum vă lăsați târât și dumneavoastră de aceeași isterie tembelă a unor dobitoci. Deci din dumneavoastră română. Ați depus bani la, în Banca Română de Scont. Corect. 9 milioane de dolari. Poșta Română a depus și Poșta Română. Astra a depus și Astra. 17 milioane de dolari. Nu e foarte greu pentru ziarist să scrie că Vântu a furat banii. Domnule, n-am lăsat să termin. Că Nicolaescu a furat banii, că până una alta nu s-a dovedit că a furat dumneavoastră banii. Dar Nicolescu a spus el că nu poate fi, nu poate primi atâția ani de pușcărie la câte scrocherii a făcut. Domnul Marius Tucă, permiteți. Vă rog. Problema nu este că presa spune, domnule, de la Banca Română de Scont s-a descoperit că au dispărut 17 milioane de dolari. Problema pe care o acuz eu aici, nu la toată presa română, ferească Dumnezeu, pentru că sunt și ziariști deosebit de profesioniști, la parte dintre ziariștii români, este că își permit să spună Vântu a furat. Îi acționați în judecată, domnule Vântu. Ce să fac, domnule? Să-i acționați în judecată. Domnule, cu domnul Petre Mihai Băcanu, care este de-a dreptul disperat la ora actuală, pentru că are 37 de procese cu mine. 37 de procese, dintre care 24 penale. De aici disperarea domnului Petre Mihai Băcanu și isteria domniei sale. Alestați-l pe Vântu!
Pentru că dacă nu-l arestează pe Vântu, domnul Băcanu va intra în pușcărie pentru calomnie. Dar până atunci vor trece 3-4 ani de zile, domnule. Știți cum se face presă în anumite cotidiene, domnul Marius Tucă? Vă rog. Permiteți-mi. În ziarul domnului Petre Mihai Băcanu. Dar încet, că apare... nu-i faceți nimic, domnul Băcanu, dacă strigați la domnul Tucă, sunt nervos. În ziarul domnului Petre Mihai Băcanu. Așa. Apare corpul meu de balet. O doamnă ieșind din cadă, grațios și cu o bandă neagră pe ochi. Păi nu, arătați la cameră. Păi, vă rog, așa. Nu mă pricep unde să arăt. Deci aceasta este casa dumneavoastră de la... Otopeni. La Otopeni, da. Așa. La doamna apare, doamna cu... care iese din cadă. Este cada dumneavoastră de la Otopeni? Cada mea de la Otopeni. Din casa de la Otopeni, mă rog. Din da, casa mea de la Otopeni. O altă fotografie cu aceeași doamnă așezată, de data asta, grațios în cadă. Și cu o domnișoară care stă picior peste picior, într-o poziție nonșalantă și apetisantă. Evident, cu bandă pe ochi. Ambele domnișoare ca să nu fie compromise și era normal. Doamna respectivă, am reușit să fac rost, domnule Băcanu, din redacția dumitare de fotografii, de originale. Doamna respectivă este doamna Andreea Stan, fotomodel în Italia. Doamna din cadă. Doamna de pe fotoliu. Este doamna sau domnișoara Iulia Frățilă. Probabil că o cunoașteți cu toții. Nu cred că Iulia Frățilă, mă rog. Mă rog. Da. Așa mi s-a spus, așa este în catalogul de prezentare. Da. Fotografiile sunt luate practic dintr-un catalog de prezentare de produse cosmetice. Aveți aici prima fotografie cu domnișoara blondă. Așa. Și aveți dincoace? Se vede? Da, vă rog, spuneți. Și aveți dincoace fotografia? Dacă îmi permite, domnule. Da, vă rog, vă rog. Stați că nu văd din poziția aceasta, o secundă. Așa, ce? Cu domnișoara din cadă. Uh-huh. A, practic, luate fotografii din catalog. Da. Deci așa face domnul Petre Mihai Băcanu, presa așa construiește probe, așa aruncă acuzații. Domnule Băcanu, nu sunt vânător. N-am împușcat în viața mea nici măcar un dop de sticlă. Eu nu vânez, domnule. Eu și la pescuit când mă duc, acuzație făcută în ziarul domniei sale, că mă duc și fac carnagii prin deltă și orgii vânătorești. Și la pescuit când mă duc, peștele pe care îl prind, îl arunc înapoi în apă. Nu sunt mâncător de pește. Asta doar nu sunt agent GRU, domnule. Nu pot fugi cu grenada între dinți printre tranșeile inamice. Domnule Vântu. Vă rog. Pentru că... Deci, domnule Marius Tucă, numai probe inventate. Probe inventate sau frânturi de informații puse aiurea. Mă rog, titlurile de aici sunt banii de la FNI și FNA se află în părăția domnului Sov, apropo... Dar și corpul de balet, domnule Marius Tucă. Da, aici se vorbește de corpul de balet al domnului... Domnului Vânt, da? Domnule. O valoroasă membra a corpului de balet, relaxându-se după repetiție. Păi așa făcea, făcea și repetiții? Păi, domnule, așa scrie domnul Băcanu. Spuneți-mi, vă rog, ne întoarcem, după aceea o să revenim din nou și la aceste fotografii și la Delta și așa mai departe. Spuneați că nu sunteți vânători. Domnule, s-au furat 17 milioane de dolari, dintre care și 9 milioane de noastre. Păi de-aia am făcut plângere penală, domnul Tucă. Stați o secundă, cine a furat acești bani, domnule? Nu sunt organ de poliție. Nu, dar vă întreb. Domnul Marie, dacă îmi permiteți. Vă rog. Nu sunt organ de poliție. De aceea am făcut plângere penală. Poliția să vadă unde s-au furat, cine a furat, dacă s-au furat. E treaba poliției. Deci n-aveți idee unde s-au dus, unde a dat domnul Nicolescu cele 17 milioane de ceea ce știu este că domnul Doru Nicolaescu folosea toate numele pe care le avea la dispoziție. Specula buna credință a oamenilor cu care lucra. Circulând prin conturile lor sume imense de bani. Sume pe care oamenii ăștia habar n-aveau de nimic. Erau unii oameni, am o prietenă, de exemplu, care nici măcar n-are cont deschis în BRS și apare cu 3-4 credite. Nici măcar n-are cont deschis acolo în bancă deci și apare că a luat 3-4 lista credite. Lista care a apărut astăzi în presă în evenimentul preluată din România Mare. Da. E o listă acolo cu creditele luate de anumite persoane, zeci de miliarde oamenii de lei. Oamenii aia habar n-aveau că iau credite. Astea erau operațiuni de unde știți? Dar mi-au spus oamenii, domnule. Era operațiuni făcute... Mă refer la lista care a apărut astăzi în evenimentul zilei preluată din România Mare. Sunt mulți cunoscuți de mei în acea listă, domnule, mulți lucrători la Gelford în acea listă. Bun, dar nu puteți să spuneți că niciunul dintre ei n-a luat banii. Nimeni nu a luat 5 bani de acolo. V-am spus că sunt oameni, domnule, care Andronic nici măcar... a luat, că era trecut și el. Nu, habar n-am dacă Andronic și-a luat. Păi dacă Andronic nu știți, dar de ceilalți...
Păi pentru că Andronic nu am vorbit distinse domnul în ultima vreme. Dar probabil că ce s-a întâmplat celorlalți s-a întâmplat și lui Andronic. Ați vorbit cu ceilalți care se regăsesc pe listă? Cu unii din cei care se găsesc pe listă. Unii n-au conturi deschise în bancă, nici măcar nu și-au deschis conturi în Banca Română de Descont. Și apar cu credită la Banca Română de Descont. Aiurea la totală. Atunci rămâne o întrebare deschisă, domnule Bont. Unde s-au dus zeci și zeci de milioane probabil de lei? Probabil că s-a... Domnule, eu nu vreau să avansez cu presupuneri. Să lăsăm poliția să-și facă treaba aici. Păi eu nu sunt specialist și nu mă pricep. Păi nici eu nu am acces la toată procedura și la toată maniera. Dar cunoașteți pe domnul Nicolaescu, ați lucrat ani de zile. Sunt perfect de acord. Știați parteneri, clienți. Știați clienții, partenerii domnului Iacob, erați partenerul lui de afaceri la urmă urmei. 70 de milioane de dolari au dispărut fără urmă, e incredibil. Eu nu spun că au dispărut fără urmă, domnul Tucă, să înțelegem, nu spun că au dispărut fără urmă, spun că e treaba poliției să vadă unde sunt banii ăștia. Eu nu pot să vin să mă pronunț, domnule, părerea mea este că, sau bănuiesc eu că este următorul lucru. Poliția este cea îndrituită să facă cercetări și să vadă unde-s banii. E domnul Doru Nicolaescu acolo care le poate spune unde sunt banii. Nu e treaba mea, nu am acces la acele documente. Nu am acces la toate rulajele alea. Pentru că dacă așa mea v-aș spune, da, domnule, uite, acolo... Vorbeați mai devreme de scandalul politic. Da. E vorba despre un scandal politic. Vă rog să explicați opiniei publice de ce e un scandal politic. Dom'le, este evident. Dincolo, permiteți să strâng astea, pentru că sunt originalele pe care vreau să le depun și în procesul pe care l-am deschis domnului contra Petre, alt proces deschis contra domnului Băcanu. Vă rog. Mersi mult. Dom'le, este evident că ținta scandalului nu este Sorin Vânt. De mine s-au agățat băieții ăștia, Iacob, Andronic, diverse interese mărunte. Ținta finală este PSD-ul, nu Sorin Vânt. Exact ca și în scandalul, deci este o continuare, cum v-am spus și în emisiunea trecută, a scandalului din 2000, scandalului FNI din 2000. Vă amintiți că în anul 2000 scandalul a izbucnit în plină campanie electorală, cu câteva zile înainte de declanșarea campaniei electorale. La vremea aceea s-a vrut a se demonstra și scenariul era, Vântul a angajat pe Văcăroiu, Văcăroiu este PSD, Vântul a furat de la FNI, deci practic banii de la FNI sunt la PSD. Deci asta s-a vrut a se demonstra la vremea aceea. Astfel încât a fost un atac cumplit de demonizarea lui Sorin Vântu întâi, deci Vântul vinovat, Vântul vinovat, și după aia au început să apară. Hopa Văcărui e acolo. Hopa Văcărui este membru PDSR. Este clar, banii sunt la PDSR. Deci cam așa a fost construit anul trecut. Anul acesta este o continuare, distinse domn practic, a aceleași strategii, în care se demonstrează că Vântul este autorul tuturor relelor, este demonizat, este un tâlhar, este un mafiot. Oricine este în legătură cu Vântul, este la rândul lui demonizat. Deci e cel mai simplu, după ce l-ai demonizat pe Vântul, să-l lipești pe Vântul de PDSR, de PSD, și să spui, ok, Vântul este demonizat, PSD-ul este demonizat. Vântul este hot, PSD-ul este corupt. Dom'le, și PSD-ul corupt. Habar n-am. Nu e treaba mea să spun că este sau nu este corupt. Dar nu ca urmare a asocierii imagine PSD-ului de imaginea lui Vântul. Nu datorită acestui lucru este sau nu este PSD-ul corupt. Dar asta se încearcă, și orice om de bună credință, orice analist care se uită, vede această construcție. De unde a început, la început a fost scandal, Vântul hoț, Vântul furat de la... A debutat cu celebra listă, cu 472 de miliarde pe care nemărginita generozitate. Cineva vroia să le ofere investitorilor de la FNI, deci cu asta a debutat... La urmă, cei bani s-au luat. Poftiți? Cele 472 de miliarde s-au luat. De evident, sunt banii mei, cum adică? S-au luat de la FNI. Dumnezeu, s-au luat din banii mei de la FNI. Eu dacă am un cont în Bancorex de 3 lei, în BCR, de 3 lei și mi-au banii de acolo, nu mi-au banii BCR-ului. Eu mi-au banii mei și din BCR. Și dumneavoastră avuseseră depuși 472 de miliarde. Păi da, asta am clarificat o dată trecută. Vă mai întreb o dată, vă rog. Deci am clarificat problema FNI-ului data trecută. Vă rog. Acum discutăm problema politică. Deci distinse, domn. Până la discuția politică. A debutat. Da, vă rog, continuați și vă întreb după aceea. Nu, până la discuția politică. Întrebarea următoare. Cine va plăti pentru cei 300.000 de depunători? Că asta e întrebare. Simplu, domnule Marius Tucă, cel care a garantat întreaga operațiune, CECul. CECul a făcut un contract cu Sovinvestul, de pe urma căruia a încasat câteva zeci de miliarde de lei, un contract de fideiusiune. Pentru telespectatori este o asigurare financiară din stinși telespectatori, în care spui, dacă nu-ți plătește FNI, îți plătesc eu. Pentru asta CECul a încasat câteva zeci de miliarde de lei. E normal ca la rândul lui să plătească. Simplu. Bun, vă rog să continuați... După aceea, ce a fost în spate, nu mai e treaba investitorilor, nu mai e treaba mea, e treaba autorităților, care au văzut ce a fost în spate acolo. Bun, continuați-vă cu scandalul politic.
Păi vedeți acum fragmentat în pierci unde rămăsesem. Ce să facem, domnule Vântu, dacă suntem și noi angajați pe aici? Așa. Deci, domnul Tucă. Nu o să spuneți că ținta este PSD-ul, nu? Evident, distinse, domn. Uitați-vă la isterizarea cumplită a presei române. A unei părți din presa română, evident, mai ales presa scrisă de astăzi, vis-a-vis de corupție. Uitați-vă la demonizarea lui Sorin Vântu și cum încetul cu încetul Sorin Vântu intră cu bebelușii domnului Petre Mihai Băcanu. Apropo, domnului Petre Mihai Băcanu, din câte am auzit, era frică că o să vin cu documente care să ateste că este agent KGB. Domnule, nu vin cu documente să atest că ești agent KGB, pentru că nu am asemenea documente. Dar e de notorietate că ai fost recrutat de domnul Vorodin în 1987, că te-ai băgat colegii la pușcărie pe domnul Uncu, Dumnezeu să-l ierte, pe domnul Crangă. O să vă dea în judecată. Poftiți? O să vă dea în judecată, domnule. Disinsă, domn, numai că eu voi putea aproba ceea ce spun. Domnia sa, dacă mă dă în judecată, are o altă mare problemă. Îl dau eu în judecată pentru denunț calomnios. Deci, a fost recrutat de KGB în 1987. Toată presa română și-a apărut într-o vreme după Berevoie și, dacă vă amintiți, au apărut extrase holografe din scrisul domnului Băcanu, în care recunoaște că a fost agent sovietic. Și dumneavoastră aveți dovezi că Petre Mihai Băcanu este agent? Eu nu am de unde să am aceste dovezi. Nu sunt agentul unui puteri străine, nu sunt în relații de nu știu cine. În cazul în care domnul Băcanu vă acționează în instanță, cum dovediți că este... A terminat CNSAS, domnule. Este un organism în România care poate veni să facă lumină. E simplu. Deci nu aveți dovezi să... Uite, n-am nevoie de dovezi pentru așa ceva. Deci domnul Băcanu era frică cam să-l denunț ca fiind agent KGB. Nu-l denunț. Deci l-ați denunțat. Nu a spus că este. N-a spus eu, dumnealui a spus-o. Domnia sa a avut într-un ziar la vremea aceea, strict secret, dacă nu mă înșel, în 91, au apărut documente găsite la Berevoiești. Berevoiești, da. La Berevoiești, documente cu scrisul domniei sale, au apărut în presa zilei. De ce să fie ținta PSD-ul? Prin dumneavoastră ținta PSD-ul? De ce? E război politic. Război politic între cine? Încă o dată vă întreb. Între opoziție, între membri ai opoziției distinse, domn, și între PSD. Este normal. Care opoziție, domnule Vântu? Care e opoziție, domnule? PNCCD-ul, PNL, UFD-ul, PD-ul, dracu știe care sunt băgați aici. Dar obiectiv... I-ați băgat pe toți, că dracu știe, da. Dar mi se pare normal să-i bag pe toți, distinsă, domnule. Da. Pentru că prezența domnului Cătălin Harnagea nu este întâmplătoare în toată această poveste. Pe unde este prezent domnul Harnagea? Apropo, păi de asasinat? Parcă vreau să-l împușc. Am mai vorbit odată despre parcă asta. Parcă vreau să-l împușc. Este domnule Vântu. Cu tot întâmplătoare, domnul Harnagea. Stați o secundă. Deci dumneavoastră spuneți că sunteți ținta doar aparent. Pentru că ținta este Partidul Social Democrat. Fără discuție. Și că în spatele acestui război politic se află partidele din opoziție care vor să distrugă PSD-ul, da? E bătălie politică. Bătălie politică. N-aș fi deschis gura, domnule, dacă n-aș fi fost implicat și eu în afacerea asta. Bătălie politică. Bun. Dar dumneavoastră ați fost cumva alături de forțele de dreapta înainte de anul 2000, perioada 96-2000. Dumneavoastră spune că a spus în emisiunea trecută că ați susținut partidele de dreapta. M-am crezut că scoateți lista cu susținerea partidelor de dreapta și dumneavoastră scoateți Batista, domnul Vântu. Deci a susținut financiar partidele care s-au aflat la putere până în anul 2000? Domnul Marius Tucă, îmi permiteți, fără să mă fragmentați, să fac un mic speech de câteva, două minute. Domnul Tucă, nu, pentru mine lucrurile sunt, eu tratez lucrurile foarte, foarte, foarte simplu. Pentru mine stânga, dreapta înseamnă cea care construiește bogăție. N-are nimic antisemit, legionar, fascist, ferească Dumnezeu. Îi spun dreapta pentru că n-am altă terminologie. Este cea care construiește bogăția, iar stânga, socialdemocrația respectivă, este cea care distribuie în mod, redistribuie în mod echitabil bogăția creată de dreapta către populație. Deci, doamne, asta înseamnă stânga și dreapta. Nu înseamnă... Deci, poate judecată și o analiză simplistă, analiștii politici vor râde. Eu, nefiind om politic, am o gândire simplă în domeniul politic. Deci nu am susținut dreapta distinsă, domn, în ideea în care mi-a plăcut mai mult Constantinescu, mi-a plăcut mai mult Stoica, mi-a plăcut mai mult, știu eu, Petre Roman, ci am crezut că aceste forțe politice sunt foarte generatoare de bogăție. Adică vor crea un climat de business în România suficient de puternic încât să permită apariția pătrului de mijloc, iar pătrua pauperă să aibă măcar cu ce să-și plătească întreținerea. Și după ce ar fi reușit să construiască aceste forțe, bogății în România, să vină în stânga și să o distribuie. Pentru că dreapta este prea hrăpăreață, prea rapace ca să distribuie ceva. Eu dacă câștig, nu eu, dar un om de afaceri, dacă a câștigat 1 milion de lei, greu scoți din buzunar 400 să dea și la alții. Dar atunci vine stânga și spune, monșor, ai luat 1 milion? Foarte bine. Din milionul tău, 400 ți-ai eu prin taxe și impozite
și dau la spitale, dau la școli. Înțeles. Deci asta înseamnă la mine stânga și dreapta. Să ne înțelegem, deci eu nu am avut simpatii către persoane, ci către ideologie. Dom'le, ați susținut financiar ideologia de dreapta? Dar evident că mi-am susținut financiar ideologia de dreapta. Dar evident că am încercat... Din toate partidele reprezentate. Evident, distinse domnul Marius Tucă, că am încercat să-i ajut pe acești domni să pună în practică această gândire mea, crearea unui mediu de business în România. Și atunci cum se face că PNTCD a spus că e rușine? Că dumneavoastră sunteți un om de dreapta, domnule. Domnule, vis-a-vis de PNTCD, acest partid Dumnezeu să-l odihnească. Îmi pare rău. Mi-e și jenă să spun că am citit acel comunicat care spunea, se simțeau lezați sau ofuscați, ceva de genul acesta, de faptul că eu am declarat un om de dreapta. Că e... Nu e, dar când v-am susținut în alegerile locale din 2000, nu mai era nici logistic, mediatic, cu tot grupul de presă pe care l-aveam, nu mai era nici. Domnul Marius Tucă, am gândit și cred și acum că pentru a apărea niște partide și clasa politică se formează, domnule, nu a apărut, nu era în 89-90 o clasă politică formată în România. Profesioniști ale politicii și ce mai departe, se formează. Până a se forma, pentru a se putea forma un partid politic, e dar nevoie întâi de ideologie. Fără o ideologie, fără o doctrină clară. Nu, eu am înțeles că dumneavoastră... Îmi permiteți? Da, fără o ideologie și o doctrină. Da. Un partid politic nu este un partid politic, este o gașcă politică. De după ce are o doctrină, o filozofie clară, devine partid politic. În acest sens, am încercat să sugerez tuturor forțelor politice, partidelor politice, să-și creeze instituții, institute de studii doctrinare și ideologice. De ce dumneavoastră, domnule Vântu, v-ați întrebat? De ce au stat de vorbă cu dumneavoastră cei mai importanți oameni politici? Iertați-mă o secundă ca să... De ce la dumneavoastră au apelat atunci când a fost vorba de finanțarea campaniilor electorale? De ce dumneavoastră? Disinsă, domn, să ne întregem bine. Am încercat să întorc ceva din ceea ce am câștigat acestui popor. Nu m-am mulțumit să iau și să strâng banii precum șoboranii, să-i ascund în cavouri sau în conturi în străinătate. Am întors acestui popor parte din banii mei. Astfel încât am sugerat să se construiască institute de studii doctrinare pentru fiecare doctrină în parte. Creștină democrată, liberală, ufedistă și așa mai departe. Am încercat să finanțez, disinse domn, cultura română, având convingerea clară că singurul bun pe care România îl are la export și poate fi respectată pe plan internațional este cultura. Nu știm să facem aia, nu știm să facem aia. E adevărat, sunt câțiva oameni care au depus mărturie că ați dat sume considerabile pentru edituri, pentru premii, premii de excelență. Nu e vorba de bani, este vorba de ce a stat în spatele banilor. Dorința de a întoarce acestui popor parte din banii pe care el m-a ajutat să-i fac. De aceea am încercat să sprijin cultura, să sprijin tot ceea ce, ceea ce ține de partea ideatică a lucrurilor. Am înțeles, partea ideatică. Dar eu cred, domnule Sorin Ovidiu Vântu, că sumele dumneavoastră alocate politicii, partidelor, oamenilor politici, n-au ajuns la popor. Aveți garanția că acești bani pe care dumneavoastră i-ați investit, așa cum spuneți, ideatic, nu este au ajuns... Aveți idee dacă ei au ajuns la ce a spus dumneavoastră sau nu cumva au ajuns în buzunarul unor oameni fără niciun căpătăi și fără nicio moral? Domnule, faptul că nu au morală, unii dintre ei s-a dovedit în timp. Am avut surpriza să văd pe țărăniși spunând că se simt jigniți că eu sunt de dreapta, că mă consider de dreapta. Domnilor țărăniși, eu sunt dreapta. Nu mă consider aparținând în dreptă. Eu sunt dreapta domnilor țărăniși, nu dumneavoastră. Am auzit după aceea o surpriză totală la o emisiune la OTV, unul din camarazii mei, să folosesc un termen, n-am fi bănuit de legionarii, să iască Dumnezeu. Din camarazii mei doctrinari. Spun că nu m-au cunoscut sau că relațiilor cu mine, este jenant. Domnilor, nu vouă trebuie să vă fie rușine că m-ați cunoscut. Mie mi-este jenă că v-am cunoscut. Dar cine sunt camarazii ăștia? Nu dau nume din aceeași jenă. Uite. Domnule, am cunoscut într-adevăr mulți oameni, unii dintre ei lepre. Unii dintre ei care merită disprețul meu. Vă dau un mic exemplu, domnul Marius Tucă. Radu F. Alexandru, care îl vedeți pe toate posturile. Capul lui Vântu, ce a făcut Vântu, cu cine, mă rog. Domnul Radu F. Alexandru a venit împreună cu un regizor, nu pomenesc numele acelui domn regizor, îl respect în mod deosebit. A venit cu un regizor la mine să-mi ceară 80.000 de dolari ca să-i finanțez apariția unui film pe un scenariu al domniei sale. Am citit scenariul, era prost, domnule Radu F., de aia nu vi l-am finanțat. Și nu l-am finanțat, domnule. Ura domniei sale depășește marginile normalului. A devenit patologică. Bun. Domnule Vântu,
Nu, ca să înțelegeți care sunt resorturile care rămân pe unii în luptă. Domnule, sar și eu, e un război politic. Și îmi dau seama că într-adevăr așa este. Pentru că dumneavoastră ați finanțat partidele politice în perioada 96-2000 care s-au aflat la putere. Ați finanțat toate partidele? Partidul Democrat l-ați finanțat, de exemplu? Domnule Dragă. Că ați vorbit de toate celelalte partide, de țărăniști, de PNL, și v-aș întreba și cu ce sume ați contribuit la toate aceste campanii, în afară de ajutorul mediatic pe care l-ați dat. Logistic, domnule. Și logistic, logistic, da. Domnule Marius Tucă, ce se încearcă acum? Se încearcă acreditarea ideii că eu sunt protejat, că nu sunt arestat de către poliție, dat fiind faptul că am umbrelă politică de la cei pe care i-am corupt, respectiv de la PSD-iști. Domnilor, nu sunt arestat pentru că nu sunt dovezi penale contra mea. Și așa cum am mai spus, poliția română nu arestează pe cineva urmarea unui articol scris de domnul Petre Mihai Băcanu ca dame dezbrăcate în cadă. La PSD... Da, o secundă, vă rog. Deci încearcă acreditarea ideii că eu sunt protejat de PSD care este corupt de mine. Se vine cu tot felul de bebeluși, se vine cu tot felul de nume. S-a venit acum mai recent cu o listă, o societate Fimeco. De exemplu, la care acționari sunt... La care acționari sunt o serie de oameni din PDSR, din PSD și Banca de Investiții și Dezvoltare. Domnilor, repet, Banca de Investiții și Dezvoltare a fost făcută pe capitalurile mele, dar de către domnul Nicolae Văcăroiu, în calitate de specialist. Era normal ca domnul Văcăroiu să-și caute echipă și să-și găsească echipă dintre oamenii pe care îi cunoaște. Dar de aici sunt oameni în lista aceea pe care nu-i cunosc personal, aveți cuvântul meu de om. Nu i-am văzut în viața mea, domnul Șerban Mihăilescu, de exemplu. L-am văzut la televizor când mă înjura cu grație. Cam atât. Deci habar n-am ce echipe și-a făcut domnul Văcăruiu, dar e problemă. Dacă domnul... Deci nu știați de acest parteneriat sau de această firmă în care erau acționari cei de la membrii guvernului României? Domnule, pe mine nu... Dar nu erau guvernul României la vremea aceea, domnul Marius? Nu, 97 nu, însă afacerile s-au derulat și în 2000. Firma aceea nu a avut nicio operațiune, a fost construită ca vehicol, dat fiind faptul că sistemul bancar românesc... A avut operațiune după 2000. Nicio operațiune. Dat fiind faptul că sistemul legislativ în domeniul bancar este destul de restrictiv, banca asta fiind o bancă de investiție, erau nevoie de vehicule, de instrumente, erau nevoie de instrumente care să opereze anumite inițiative, anumite idei pe care le-ar fi avut Bidu. Și de aceea și-a făcut un vehicol, acest filme cu care n-a operat niciodată. Dar, domnule, dacă domnul Deanu și-ar fi făcut, sau domnul, hai să nu folosesc... De unde știți că n-a operat niciodată? Păi, am cerut situații, mi se pregătește situații de la banca aia și văzut dacă ar fi fost... A cerut astăzi după apariția articolului din România Liberă? Nu, la BID mi se prezintă, banca mea mi se prezintă săptămânal situații, faze de lucrări și așa mai departe. La BRS vi se prezenta că era proprietar. Ne erați proprietar la BRS, vi se prezenta situația? Evident că acum un an și jumătate în urmă se prezentau și acolo situațiile, în mod la toate firmele, nu numai la BRS. Deci, în această societate nu s-a întâmplat nicio operațiune și eu habar n-aveam care sunt acționarii acelei societăți, că nu mă interesa. Era un vehicul propriu. Deci n-a știut că acționarii societății sunt domnul Șerban Mihăilescu, domnul Octav Cozmâncă, domnul... Păi cu domnul Cozmâncă nu l-am văzut în viața mea și n-am discutat cu domnia sa la telefon vreodată. Diferența prea mare, totuși, de generații între noi, habar n-am cine este. Deci nu știu ce echipă și-a făcut domnul Văcăroiu, dar vă garantez că dacă și-ar fi făcut domnul Stoica o casă de avocatură, nu și-ar fi făcut-o cu PSD-iști, și-ar fi făcut-o cu oameni din zona de cunoștință a domniei sale. Bun, ne oprim puțin publicitate și după aceea aș reveni la acest scandal politic în care spuneți că sunt cele două tabere, dar mai întâi publicitate. De școală am cunoscut-o pe Adina și toată săptămâna, în fiecare zi, mi-a păstrat un loc lângă ea. Ieri mi-a spus că îi place cum mă îmbrac. Mama pune Lenorul la fiecare spălare. Și zi după zi, rufele rămân proaspete. Eu și Adina suntem acum foarte buni prieteni și tot ce e al meu e și al ei. Te simți bine, Lenor. Ce faci? Ai probleme?
Vreau să-mi mulțumesc nevasta. Cumpără saltea de laxa. Ați făcut o alegere bună. În timpul unei pauze, întotdeauna îmi doresc să mănânc ceva bun. Dar după fiecare masă apare pericolul cariilor, deoarece nivelul pH-ului din gură scade. De aceea amestec Orbit fără zahăr după fiecare masă. Orbit te ajută să-ți protejezi dinții împotriva cariilor prin creșterea nivelului pH. Mestecă Orbit după fiecare masă, așa cum fac și eu. Orbit protejează împotriva cariilor. Jacobs Merido, cea mai bună cafea de zi cu zi de la Jacobs. Acum și în variantă solubilă. Profit acum de o excepțională ofertă. Jurnalul Național îngheață prețurile la abonamente tot anul 2002. Alege una dintre ofertele promoționale de abonament și faci o economie de până la 70%. Și în plus, dacă te abonezi, te așteaptă o avalanșă de premii pe tot parcursul anului și vei participa la promoțiile organizate de Jurnalul Național, Gazeta Sporturilor și Jurnalul de București în 2002. Nu rata Jurnalul Național! Am o viață activă. Ca să câștig timp, mănânc ceva pe fugă și gata masa. După o vreme, încep să mă resimt. Ceva nu mai funcționează cum trebuie. Dar acum am găsit soluția. Activia de la Danone. Activia conține fermentul unic Bifidus Essensis. Activia reglează tranzitul intestinal, ajutând la purificarea organismului. Simt că e activ. Activia de la Danone. Activ în interior, se vede la exterior. Alexandrion. Pur și simplu, numărul 1. Visul băiatului meu este să ajungă un mare portar. Zi de zi e pe terenul de fotbal, iar hăinuțele lui se murdăresc foarte repede. Am încercat o mulțime de detergenți, până când am descoperit Bonox. Nu numai că spală bine, dar m-a ajutat să pun și ceva bani deoparte. Așa i-am cumpărat băiatului meu mănușile de portar pe care le visa. Pentru că mâine e o zi importantă pentru amândoi. Iar nouă ne place întotdeauna să câștigăm. Bonux, detergentul celor care știu să câștige. Știi că părul tău poate fi mai mătăsos și mai strălucitor? Cu Smooth & Silky, noua colecție verde de la Pantene, poți avea păr cu până la 70% mai mătăsos. Încearcă noua colecție verde de la Pantene, pentru părul sănătos pe care îl iubești. Continuă emisiunea din această seară, invitat domnul Sorin Ovidiu Vântu. Am înțeles că practic ați ajutat logistic și financiar partidele care s-au aflat înainte. PSD-ul ați ajutat? Niciodată cu niciun ban. A făcut stupoare, domnule Marius Tucă. Deci a făcut stupoare. Nu l-am sprijinit pentru că nu cred în valorile stângii. Nu în valorile stângii. Eu nu sunt omul care să redistribuie ceva obligat de alții. Nu văd de ce aș fi sprijinit stânga, mai ales că am convingerea fermă că nu e momentul stângii. Momentul stângii este poate peste 10 ani după ce dreapta vine și construiește bogăție. După aceea trebuie să vină stânga să o redistribuie. Deci nu de ce să... Mai departe, stânga n-avea nevoie de finanțarea mea. Un curent atât de larg, prost, stânga... Deci n-aș finanța PSD nici înainte de 2000, nici acum măcar, după? Domnule, nici măcar cu un singur leu. Asta este absolut isterizant. Decizia, domn, pentru un tip care știe că n-are niciun amestec într-o zonă și se încearcă cu tot nadinsul lipirea lui Vântul de PSD. Domnilor, nu încerc la ora actuală
să mă disociez de PSD ca să las, cum se insinuează, mână liberă lui Adrian Năstase să mă poată proteja în continuare. Domnule Adrian Năstase, scuze. Să mă poată proteja în continuare. Eu n-am nevoie de protecția domnului Adrian Năstase, domnule, pentru că nu am furat 5 bani de la nimeni. Dimpotrivă, eu sunt cel furat, cel înjurat, cel demonizat în România. Deci eu nu am nevoie să ridic presiunea domnului Adrian Năstase. Pentru că domnul Adrian Năstase, cât de premier o fi domnia sa, nu poate să dea ordin la poliție, arestați-l pe vântul. Chiar el poate să dea ordin, dracu știe. Dar este expus ca un polițist român care știe că lucrurile se schimbă. Vorba lui Nicolae Iorga. Este expus să semneze un document fără să aibă o probă juridică solidă în spate. Cunosc că mergeați deseori în Delta. Da. La vânătoare, nu weekend, la pescuit? The weekend, nu deseori. V-au vizitat oameni politici acolo? Absolut nimeni. Niciunul din oameni, exceptând doi prieteni ai mei, dintre care unul v-am spus, s-a și dezis de mine, camarazi de-ai mei, care s-a și dezis că m-ar cunoaște. În rest, oameni politici, la mine, pe ponton, nu au poposit. Dar... Au fost, dacă îmi permiteți, domnul, după să înțelegem bine. În perioadele în care am fost eu în Delta, eu mă duc weekend de weekend. S-a mai întâmplat să vină diversi oameni politici, pe pontoane, în lor, în alte dar zone. Dar nu la dumneavoastră. Nici pomenea de așa ceva. Din aceste finanțări pe care le-ați făcut la partidele politice care s-au aflat în 96-2000 la guvernare, au fost toate partidele? Adică a fost și UDMR-ul, de exemplu? Nu, cu UDMR-ul n-am nicio treabă. Deci PNL, PNCCD... UDMR-ul, în opinia mea, nu este partid politic. PNL, este... PNCCD, PD? Domnule Marius Tucă, v-am spus că am sprijinit, am sprijinit tot ce credeam că este de dreapta în România. Partide și oameni politici sau numai oameni, partide? Oameni politici niciodată, partide. Am pierdut. Deci partide. Logistic și v-am spus... Și financiar, cu bani. Dom'le, dar hai să ne înțelegem bine. E greu de făcut diferența dintre bani și logistic. De exemplu, dacă pe dumneata, domnule Tucă, ai dar trebuie să faci o campanie în presă și ai apela la presa mea și te-ar costa 200.000 de dolari. Și eu nu ți-aș lua bani. Ți-aș face campania fără să-ți iau bani. Bun, în afară... Te-am sprijinit logistic, nu cu bani. Bun, dar... Dacă ți-am pus la dispoziție o rețea de computere. Pe mine m-a costat câteva sute de mii de dolari, poate rețeaua. Deci nu ți-am dat bani, dar ți-am pus la dispoziție rețeaua mea de computere. Și financiar? Vă rog? Financiar prin conturi? Da, și financiar prin conturi. Am înțeles. Pentru ultima dată în această seară, publicitate. La 7 zile, poți distinge doar până la 25 de centimetri. Care o fi mama? De fapt, aceea e lampa. Pielea ta simte ceea ce ochii nu văd încă. De aceea e important cum te simți în scutec. Pampers Extra Dry absorbe umezeala aproape de două ori mai repede decât alte scutece și o reține în interior departe de pielea copilului. Acum ești mare, privește! Cu Pampers Extra Dry, pielea ta este mereu ideal de uscată și sănătoasă. Mami știe că nimic nu e mai bun pentru tine. Pampers, pentru o piele ideal de uscată și sănătoasă. Când vrei să-ți schimbi absorbantul, se poate întâmpla orice. Nici o grijă! Acum noul Always Ultra poate reține o dată, de două, de 3 ori mai mult lichid decât ai nevoie în mod normal, transformându-l în gel. Astfel, Always Ultra te protejează îndelung, oricâte surprize ar apărea. Noul Always Ultra. Nu te lasă în pană! Danone îți oferă porția de premii. Câștigi ușor 10 de electrocasnice Philips, 3 Renault Clio Simbol și marele premiu, un Renault Scenic RX4. Trimite folii protectoare însumând minim 1000 de grame de la orice produs Danone la oficiul poștal 1, căsuța poștală 100, București. Ia-ți porția de premii! Pentru cei care iubesc gustul dulce a crișoara cu acazelor negre, acum există noul Herbs Casus cu vitamina C. Mesteci și respiri ușor. Herbs Casus cu vitamina C. Cu noul Cocolino Easy Iron calci orice cută cât ai zice... Iată-l în arenă!
Balsamul de rufe revoluționar Cocolino Easy Iron. Ingredienții săi unici de netezire a fibrelor înving rapid orice cută și chiar și bumbacul devine ușor de călcat. Acum totul e pufos și proaspăt. Încearcă noul Cocolino Easy Iron și călcatul devine floare la ureche. Ședință de vânzări la 12:30. Și ai e-mail pe telefonul mobil și multe altele. Și ai și 500 de kilobytes pe lună, inclus în abonament pentru primele 3 luni. Zap Mobile. Expect more. De ce faci asta, mami? Pentru protecția plantei. Și asta? Pentru protecția rădăcinilor. Și ele trebuie protejate. Așa cum ne-a spus dentistul despre dinți? Este foarte important să protejăm rădăcinile. De aceea Blendamed a creat Mineral Action, un sistem cu fluor unic care a dovedit clinic că oferă protecție anticarie și pentru rădăcină, nu numai pentru dinte, datorită efectului de remineralizare. Rădăcinile sunt mai puternice, mami. Ajută copilul să crească cu un zâmbet sănătos. Protecție anticarie, chiar de la rădăcină. Ultima parte a emisiunii noastre, nu știu dacă opinia publică, mă rog, telespectatorii Antenei 1 în primul rând, dumneavoastră care urmăriți emisiunea noastră, a avut parte de acele dezvăluiri pe care domnul Sorin Ovidiu le-a promis săptămâna trecută, sau dacă dezvăluirile pe care le așteptați dumneavoastră au fost acestea pe care le-a făcut domnul Sorin Ovidiu Vântu. Profit de prezența domniei sale, pentru că ne-a anunțat mai devreme că ultima apariție la televizată a domniei sale și îl întreb ce are de gând să facă de aici înainte. Vreau să fac o mică precizare. Ultima apariție televizată în calitate de om de afaceri. Deci mă gândesc foarte serios să ies din business și să intru în politică. În politică ne puteți spune unde? Îmi voi face propriul meu partid. Partidul? Popular Român. Păi mai e unul, e... Să fie sănătos. Există ăla. Să fie sănătos. Trebuie deci, nu am luat decizia definitivă, dar mă gândesc foarte serios. Deci vreți să intrați în politică. Să ies o perioadă de 10 ani din business, așa cum mi-am pierdut 12 ani în business. Și o mână de neajutorați au reușit să distrugă 8.000 de locuri de muncă, distinse domn. Reține, 8.000 de locuri de muncă distruse de o mână de oameni care nu au fost în stare să construiască nici măcar un WC într-o curte. Și vreți să intrați în politică. Voi sta 12 ani în politică și voi construi, nu 8, ci 800.000 de locuri de muncă. Vreau să întreb pe cei care s-au delimitat de mine public. Câte locuri de muncă au reușit să creeze ei? Cât au guvernat în România? Și câte au reușit să creeze Vântul de unul singur? Deci mă gândesc foarte serios, deci nu am luat decizia definitivă. Am înțeles. Foarte serios mă gândesc să intru în politică. Dar ce veți face dacă la rândul său și domnul Iacob o să-și facă un partid domnului Vântu? E liber, și ceva. Păi da, banii. Oricine e liber. Banii nu vii mai dă? Banii? 17 milioane de dolari? Îi va da, domnule. De unde să-i dea? Pentru că erau bilete la ordine avalizate la Banca Română de Sfânt, care s-a dus dracu. Domn, nu are, nu-i nimic, e tânăr. Va munci încă 30 de ani pentru Sorin Vântu. Tot ce câștigă lunar îmi va vărsa mie. Da, eu cred că nu ne-a spus un lucru, domnule Sorin Ovidiu Vântu. Și mă întreb când o să-l spuneți. Dacă într-adevăr există, spuneați că e vorba de un război media, un război în toată regula politică între opoziție și cei care se află astăzi la putere. Cu acest Mihai Iacob, există vreun personaj, măcar atât să ne spuneți, care stă în spatele lui important și nu ni l-a spus în această seară? Domnule Marius Tucă, va ieși la iveală cât de curând. Deci, domnule... Singur. Deci există acest personaj. Va ieși la iveală cât de curând și singur. Bun. Mulțumesc pentru prezența din această seară. Emisiunea noastră În această seară am avut invitat, așa cum am promis, cum v-a promis domnul Vântu, că eu n-am promis pentru că nu mai cred în nimic din punctul ăsta de vedere. L-ați avut în fața dumneavoastră pe Sorin Ovidiu Vântu. A făcut sau n-a făcut acele dezvăluiri de care domnia sa vorbea în emisiunea trecută. Apreciați dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru participare. Țineți aproape. Da.
Vă spun din nou bun găsit, oameni buni. Aceasta a fost emisiunea pe care am înregistrat-o astăzi cu Sorin Ovidiu Vântu, o înregistrare care s-a făcut de la orele 16 la orele 17. Acum suntem din nou în direct, invitații mei din această seară, pentru o dezbatere pe marginea scandalului SOF, pentru o dezbatere nu neapărat pe marginea acestei emisiuni televizate, ci și pe marginea primei emisiuni televizate, dar și pe marginea acesteia, bineînțeles, dar și comentarii pe marginea scandalului legat de Sorin Ovidiu Vântu, în care sunt implicați atâția și atâția. O dezbatere în această seară în direct, invitație din studioul nostru, domnul Cornel Nistorescu, bine ați venit, director cotidianul Evenimentul Zilei. Bună seara! Domnul Petre Mihai Băcanu, care a acceptat în cele din urmă invitația noastră, și domnul, bună seara, bine ați venit, și domnul Cristian Tudor Popescu, domnul Petre Mihai Băcanu, președinte la România Liber și director. Da, ziarist. Ziarist. Și domnul Cristian, Cristian Tudor Popescu, ziarist. Bun, domnul Nistorescu. Să mă cheme Gogu, dacă nu-mi vine să râd de toată povestea asta. Îmi pare rău, dincolo de tonul ei, pentru că, până la urmă, în România sunt trei ziariști pârliți, vinovați. Doi de la Evenimentul Zilei, despre care l-am întrebat pe domnul Vântu, și-a dat cuvântul de onoare că, legat de Ovidiu Zară, că nu i-a dat bani, pentru că interviul era atât de mălăieț că venea să-l mănânc. Și pe Vlad Teodorescu l-am întrebat, au zis că nu, dar domnul Vântu spune că i-a dat bani lui Dan Androni. Ceva n-a fost în ordine în afacerea asta, eu sunt convins. Dar n-am nicio dovadă. Un singur lucru văd. Că domnul Vântu, cu Dan Andronic, pe urmă, l-au luat pe Vlad Teodorescu și l-au pus redactor-șef, că l-au mituit, au făcut-o, e treaba lor și el a spus-o că a făcut-o. A luat ziariști pe care i-a plătit. Păi n-a plătit numai pe ăștia doi? N-a plătit niciun om politic, nu. Pe ăștia doi ziariști. Încă o dată spun că sentimentul meu e că la realizarea acelui interviu, din punct de vedere profesional, al întrebărilor care s-au pus, a fost unul de complezență, de politețe. Nu a fost un interviu veritabil, serios, ziaristic făcut. N-aveam ce face, era făcut, asta era de... A și spus, domnul Vântu, că dumneavoastră ați insistat să îi se pună și alte întrebări decât cele care ei s-au pus. El spune, păi da, fără jenă, că am mituit niște ziariști. Păi ar trebui acum ce să fac? Păi ar trebui să mă plâng la poliție? Oh, mă plâng pentru că s-a plâns singur în momentul în care a spus că a făcut asta. Dar oameni politici n-a dat nimănui nimic. Dar partidelor? Numai partidelor. Numai partidelor a transferat în cod la teșcherea și cu sacoșa n-a dat nimănui nimic. Nu e să râd. Da, vă rog. Bun, vom reveni în discuția asta, dar... Putem discuta despre deci tot scandalul. Marile dezvăluiri sunt că... Povestea cu Petre Mihai Băcanu, care e treaba lui, doi ziariști de la Evenimentul Zilei, și ce mai era? Mai era ceva? Pozele din baie. Da. Finanțarea partidelor politice. A, da, acolo nu vine să ne spună niciun nume. Zice că pe toată lumea, dar numai pe PSD... Am întrebat partidul textual ce a spus. Pe PSD nu, dar hârtii semnate se vede că a semnat cu domnul Văcăroi un contract, a intrat într-o firmă care... Numai din greșeală, tocmai e domnul Șerban Mihăilescu, domnul Oană, de la ministru, secretar de stat la finanțe, cine mai era acolo în firma asta? Domnul Cosmin. A, Nicolae Văcăroiu, care evident s-a intrat și în firmă, nu putea să nu fie decât președintele băncii pe care a înființat-o. Dar la ăștia nu ne-a dat niciun leu, domnule, nici o bere. Eu doar exprim niște îndoieli. Absolut, sunteți liber. Domnul Băcanu. Pentru mine ce am văzut aici este o mare nerușinare. Mai ales cu reclama asta că s-a întors Vântul. Eu aș fi preferat să-l avem aici, în față, pe domnul Sov. Și eu cred că așa era normal la o emisiune, față în față. E adevărat, numai că nu s-a putut. Dar cine e el să hotărască? Dar n-a hotărât el. Da, adică noi venim aici să răspundem, să ne disculpăm, iar el de face o emisiune. Trebuie să vă disculpați, nu e vorba de disculpări aici. Da, da. Este regretabil că trebuie să facă ordine Vântul și nu poliția.
Eu cred că el trebuia să răspundă la întrebări la IGP și nu la televiziune. Acolo este locul unde trebuie să dea el răspunsuri. Are dreptate că poliția trebuie să caute banii. Dacă nu vreți să vă plictisesc cu problema mea cu KGB-ul, o expediez repede. Nu, spuneți ce vreți dumneavoastră. N-am fost KGB-ist. Dacă vreți vă povestesc o oră, regulă, două, făcută, trei, dar n-aveți timp. Spuneți că n-ați fost. Deci n-am fost. Dacă vă este suficient să vă spun că n-am fost KGB-ist, închei. Vă rog. Nu mi-am turnat colegii. Problema e mult mai complexă. Noi nu ne-am lăudat cu ce am făcut noi, cum am fost arestați. Am zis că suntem ziariști și nu se cade să povestim noi ce am făcut noi. Nu mi-am turnat colegii, ei, Dumnezeu să-l ierte, uncul a murit, dar ceilalți sunt vii. Eu am impresia că emisiunile pe care le-ați făcut este o încercare de spălare de cadavre ca și în cazul Stoica Caritas. Ăla a fost prima încercare. Adică eu am spălat cadavre? Asemenea emisiuni. Am înțeles. Și eu am impresia că ce a scris dumneavoastră în România Liberă e o spălare de cadavre. Nu cred. Nici eu nu cred ce a scris dumneavoastră. Vreți să ne aducem acuzații reciproc de ce ați făcut dumneavoastră și ce am făcut noi eu? Noi am venit de un an și jumătate cu argumente. Eu mi-am făcut meserie. De a aduce în fața opiniei publice un personaj care n-a apărut niciodată. Dar mă rog, spuneți dumneavoastră, bun, că n-are rost să eu zic să, dacă trecem peste capitolul ăsta, nicio problemă, să analizăm ce spune el. Vă rog. În primul rând că sunt slabe șanse să se mai întoarcă banii. În capul locului eu cred că nu se vor întoarce banii. Ăsta a furat 3.000 de miliarde. 1.000 de miliarde le-a împărțit în stânga și în dreapta, știe el bine unde, a și spus o parte aici, iar 2.000 de miliarde i-a furat pur și simplu. Prin cine i-a furat? Prin aceleași persoane. Pentru că aceste emisiuni, ca să spun opiniei publice, le-am făcut pentru a afla unde s-au dus banii. Cine a beneficiat de aceste mii de miliarde care au noastră, de milioanele de dolari. Ăsta a fost motivul pentru care am făcut emisiunea. El? Cine a furat banii? El. Singur sau prin cine? Mă rog, în interpuși, aceleași persoane care apar ca au rostogolit aceste milioane, miliarde de la milioane de dolari, Astra, de la Astra, cam aceleași persoane apar și la răscumpărările de la FNI. Este clar, sunt banii lui. Vă rog, continuați. Deci el, ca o primă constatare, el comunică cu Doruleț Nicolaescu prin fax. Cine analizează faxul lui care l-a prezentat astăzi, își dă seama că a fost conceput după scandal. Luați-l bine și analizați-l și vedeți că a fost conceput după. Deci este o înțelegere. În seara asta a susținut că era vorba de un fax trimis înainte de a fi arestat. Da. Vă rog. El tot timpul își amână mereu răspunsurile. Eu mă așteptam ca, dincolo de întrebările prestabilite, să-l... N-a fost nicio întrebare prestabilită. Vă spun eu una. Vă rog. De unde știați că el a dat 2.000 de dolari colegilor de la... N-am știut, abar n-aveam. Păi ați spus, de unde ați spus că ați dat 2.000 de dolari. El nu spusese așa ceva. Nu, atunci a spus în timpul emisiunii, dăm banda înapoi. Mă rog, să dea Dumnezeu. Nu, aveți încredere în ce vă spun eu. Să dea Dumnezeu. Deci dăm banda înapoi, păi dăm banda înapoi și o să vedeți că a spus singur că a dat 2.000 de dolari și după aia l-am întrebat de ce le-ați dat banii. Mă rog. Putem da banda dacă vreți, avem timp, nicio problemă. Cea mai mare neroșinare este când Vântu spune că el a fost consilierul lui Ionica Chelaru. Asta este o culmea neroșinării. Aici este un aranjament care speră acum poliția să-l decripteze. El își vinde
își vinde pe hârtie firmele abia atunci când își dă seama că este în curs. De asta observă și copiii. Nu știu cum poate să prostească pe cineva că a pierdut 45 plus 9 milioane de dolari și că a muncit 16 ore, 18 ore, 20 de ore pe zi. Muncesc și alții 18 ore la șaibă și abia trăiesc. Mai spune că a creat 800 de locuri de muncă. Este un mare mincinos. 8.000 de locuri. 8.000 de ore de muncă. De locuri de muncă. De locuri de muncă. Este un mare mincinos. A avut cam 160 de persoane în fiecare județ. Faceți calcul, cât sunt. Aproape 600-700 de locuri. De el a învățat placa asta că a creat 8.000 de locuri de muncă. Mai spune că a dat 40 de milioane de dolari, a plătit impozite și taxe la stat. Se poate. Dar este clar că banii ăștia s-au dus la stat tot în banii furați de la FNI. Deci statul poate fi și el acuzat că a luat din banii feneștilor. A luat și de la Caritas. A luat și de la Caritas. A luat de la toate astea, dacă statul a luat impozite. Haideți să ne oprim puțin aici, să lăsăm pentru prima intervenție și pe domnul Cristian Dorobescu și după aceea continuați. Vă rog, domnule Cristian Dorobescu. Vă spuneam în ultima emisiune în care am fost prezent aici în studio, împreună cu dumneavoastră, că îmi displace foarte tare că talk show-ul este strivit de diverse alte emisiuni pe piață de telenovele de iartă-mă, de trei ori femeie și mai departe. Păcat dacă domnul Vântu renunță la genul acesta de emisiuni, pentru că în seara asta dânsul a reușit să mă facă să sper că talk show-ul poate să revină, să taie toate emisiunile astea. Am asistat la o telenovelă perfectă, construită de domnul Vântu în seara asta. Deci pe mine, pur și simplu, nu mă interesează toate aceste elemente de umplutură pe care le-a spus el. Interesant era filmul. Noi am văzut un film artistic și acum urmează conferință. Înainte era conferință, deci urmată de film artistic. Acum este film artistic și după aia conferință. O facem noi acum. Domnul Vântu, deci, spre deosebire de emisiunea precedentă, ați văzut că a schimbat registrul actoricesc. În prima emisiune, în domnia sa, era extrem de manierat, de educat. Vorbea cu o aliură din asta de lord englez, că tot i se spune lordul Sov. În această emisiune a schimbat registrul. A schimbat registrul, e mai aproape de ceea ce este el în realitate, modul în care s-a exprimat. A construit, deci, imaginea unui om naiv, plin de bună credință, înconjurat de alți oameni naivi, plin de bună credință, ca domnul Nicolaescu, care era iubit de toți angajații în timp ce lua banii aia 17 milioane de dolari, toți plângeau și se uita la domnul Nicolaescu. Domnul Vântu aruncă pești în apă, după le scoate cârligul și aruncă în apă. Deci, asistăm domnii aceia, Bobic și cu Dan Andronic, erau și ei niște muște în lapte, ca așa a zis, săracii. Deci ăștia erau naivi, probabil, și plin de bună credință. În acest context al domnului, așa, asta este cadrul, deci, de film artistic pe care l-a construit domnul Vântu, spunând că vrea să returneze bani poporului român la un moment dat. Deci toată construcția asta pe care o face domnul Vântu aici are la bază refuzul de a răspunde la o întrebare pe care i-a spus-o dumneavoastră. Domnul, de unde, cum ați câștigat dumneavoastră banii ăștia? Adică eu mă uit, eu nu am dovezi în clipa de față că domnul Vântu a furat. Cât, unde și mai departe. Nu am. Într-adevăr, asta este treaba poliției și a procuraturii să demonstreze lucrurile. Da. Dar ce pot eu să spun, nici măcar ca gazetar, ca om normal din țara asta, ca cetățean. Vă zic că în această țară se întâmplă de 11 ani de zile, mă gândesc la toți amărâții ăștia de așa zis și întreprinzători. Toți românii care au crezut că dacă a venit capitalismul, fac și ei o afacere. Câștigă și ei un ban și au încercat să facă o afacere cinstită în țara asta. Și sunt zeci, sunt sute de mii de oameni care au dat faliment. N-au fost în stare să treacă nici măcar de porțile aprobărilor și ale șpăgilor ălora imense pe care trebuie să le dai ca să faci o amărâtă de întreprindere mică în țara asta. Și toți oamenii ăștia pentru care capitalismul ăsta a venit după 89 a fost un zid de oțel de care s-au izbit cu capul,
Să uit acum la acest domn care spune i-am dat 15 milioane de dolari în 96 lui Iacob. Cum ți-aș dă eu, dumitale, domnul Tucă, acum 1500 de lei. Ați observat că eu tot vorbind și eu cu mulți din ăștia de-a lungul vremii, cu caracteristica lor comună e ușurința cu care vorbesc de milioanele de dolari. Asta o, eu dacă spun un milion de dolari, deja încep să mă cutremur, nu știu cum să zic. El vorbește... Deci, se întâmplă în 11 ani următorul fenomen. Dispar niște bani din peisaj, de la FNI, de la BRS, milioane de dolari dispar, zeci, sute de milioane de dolari, câți ori fi acolo, dispar, și domnul Vântu în același timp vorbește cu nonșalanță de pierderi de 60 de milioane de dolari. Cum? L-ați întrebat, păi dacă pierderile sunt de 60, cât e averea dumneavoastră? Deci, eu trebuie să cred că acest domn, care probabil este un geniu financiar, trebuie să cred și asta, mai mare decât George Soros, a reușit în această țară în care economia nu a devenit capitalistă în ăștia 11 ani, în care nimeni care a muncit cinstit în țara asta nu l-a șaibă, chiar încercând să facă afaceri, să fie patron, nu a reușit să câștige bani de dimensiunile astea de zeci de milioane de dolari. Și mă uit la aceste două aspecte. Banii au dispărut și banii au apărut, că i-are domnul Vântu. Nu știu dacă a furat, dar mă mărginez să constat acest proces de intrare-ieșire. Deocamdată atât. Un spectacol. Pe mine mai mult decât... Sigur că dincolo am o reacție mult mai profundă, dar dincolo de spectacolul de imagine pe care îl joacă Vântu, care spune propoziții care sună de zici că Academia Română vorbește în persoană și că lenea intelectuală a mediocrilor provoacă nenorociri. Dar ce parcă mediocrii au lene? Nu gândesc că sunt proști, sunt mediocri. Dacă îmi permiteți, Academia Română vorbește chiar în persoană și a vorbit alături de domnul Vântu când s-a dat premiul de excelență, ăla de 50.000 de dolari, pe care l-a luat domnul Paleologu, sub înalta oblăduire a Academiei Române, a domnului Eugen Simion, președinte de juriu. Mă întreb ce zice domnul Eugen Simion acum când se uită la televizor și vede spectacolul oferit de domnul Vântu. Mă uit, noi publicăm mâine. Dom'le, este o nebunie toată povestea asta. Pentru că domnul Vântu a operat și a făcut 40 sau 60 de milioane de dolari, nu știu cât a făcut. Dar să știi că el nu semnează nicăieri. Pentru că dânsul a făcut 4 ani de detenție, toate băncile pe care le-a făcut, le-a făcut ca acționar, dar mereu a semnat cineva, firme, tot. Astea toate s-au prăbușit. El doar ca acționar, vezi, doamne, e păgubitul, n-are nicio vină cu nimeni. Nici cu politicienii, n-a dat nimănui nimic. Dom'le, din punct de vedere al actelor vorbiți. Așa? Și acum joacă un spectacol frumos. Eu cred că mulți îl cred, să fie sănătos. Și să fie sănătos cei care îl cred. Dar mie ceva îmi sună aiurea. Am văzut astăzi, publicăm și noi contractul acela de împrumut. Dom'le, e din 2001 că i-a dat în 1995, 16 milioane de dolari împrumut. Îi le dă unei bănci, unui om împrumut banii ăștia, îi dă și o bancă. Păi vă spun eu, e făcută acum, domnule, ce stai în chior, că ai semnat în 2001, se vede. Au un contract de 95, să-l vedești pe ăla. Noi am publicat și un bilet la ordine emis de domnul Vântu către Mihai Iacob. Și al lui domnul Vântu contractul care zice că are de la 16 milioane și al lui alt care zice că are de luat 10 miliarde și că îi execută mâine casele. Păi nu e treaba noastră, că eu nu sunt expert, or fi false. Care-i fals din asta? Da, au amândouă semnătura, arată ca acte oficiale. Eu nebunie între ăștia doi. Eu nu știu care e de vină. Pentru că hârtiile alea arată ca și cum ar fi valabile. Păi în toată povestea asta e o țesătură. Domnul Vântu a devenit consilierul domnului Chelaru. Domnul Vântu era și consilierul ăștia care conduceau FNI-ul și al lui Gelfer, că el nu era executiv. Dom'le, are haz. Păi vă spun eu, nu era consilierul, era creierul, domnule. Dar neavând dreptul să semneze, i-a folosit pe toți acolo ca pe niște matracuci, ca pe niște umbrele, și el dirija totul. Și aici e tot secretul acestei povești. Și că oamenii aceia vorbesc sau nu vorbesc, recunosc, iau pe ei sau nu iau, nu s-a mișcat nimeni în front fără domnul Vântu.
Mai e ceva, iertați-mă, domnul Tucă. Deci domnul Vântu și-a permis aici, în emisiune, să insulte presa română. Spune că sunt grobieni, că sunt mitocani, alte personaje. V-a spus la dumneavoastră, v-a spus la un moment dat că e bine că nu sunteți mitocani, cum sunt alții. Așa. El dând dovadă de un grobianism perfect, în momentul în care insultă presa română cu un mecanism pe care iar îl știu foarte bine. Ce, dom'le, nu vă pricepeți. Dom'le, chestia asta cu băncile, cu operațiile financiare, este o chestie pe care obscură, de mare finețe, pe care nu poate să o înțeleagă decât creiere extrem de subțiri. E bine, presa asta română, pe care o înjură acest domn la televizor, este cea datorită căreia în anii ăștia au fost puse în lumină hoțiile crâncene care s-au petrecut în țara asta în domeniul financiar bancar. Că nu le-a pus în lumină nici poliția, nici parchetul, nici Banca Națională mai ales. Dacă e vorba le-a de, pus presa asta amărâtă. Când e vorba de furturi de milioane de dolari dintr-o bancă, care nu trebuie nicio specialitate. Ce că s-a furat cu mâna până la cot. Sună spectaculos, tot spectaculos, sună impresionant. PSD-ul e curat, n-are niciun corupt. Trei ziariști amărâți, plus Băcanul, care e inamic, sunt vinovați și în rest, domnule, opoziția asta nenorocită e îngropată până în gât. Bașca, un lucru care mi se pare nepoliticos, ca să mă ieși așa, domnul Vântu. E o chestie, o lipsă de obraz să bagi în rahat cu numele de Partidul Popular, un partid care acum la Chișinău stă în stradă pentru limba română, pentru drepturile românilor. Fă-ți, domnul, un partid care se cheamă Partidul FNI sau Partidul orice. Dar nu băga, n-amesteca, că nu se face. E o indecență, după părerea mea, o enormă nepolitețe. Domnul Băcanu. E clar că el ne-a prezentat primul episod al telenovelei de care pomenea domnul Popescu. Al doilea, dacă e. În primul episod. Iar, la cât a înghițit populația României, cred că e cam al 15-lea. Vă rog, domnul. În rândul trecut ne-a spus că el n-a încălcat decât legea circulației. A pomenit domnul Nistorescu, a făcut și 4 ani de închisoare și a încălcat atâtea legi. Înainte de 89. Încât cred că nu există articole în codul penal pentru el. Mai spune că n-ar fi cleptoman. Cleptoman este cel care nu rezistă să ia dintr-un galentar o lamă de ras. El este un ciorditor ordinar, care să folosesc un termen drag prietenului Niculescu. El fură bani, asta este, el nu este stare să facă o afacere cinstită. Domnul Băcanu, aici intervine ceea ce zicea domnul Nistorescu, că n-a existat nicio semnătură sau că nu există nicio semnătură a lui Sorin Ovidiu. Există, bun, aia cu domnul Văcăroiu, mai sunt vreo câteva. De dar operațiunile de operațiuni bancare. Și mișcarea banilor. Știe poliția unde să-l încadreze. La complicitate, au destule unde să-l încadreze și este așa de simplu de depistat. Bun, cum... și vreau să de ce credeți că poliția nu și-a făcut datoria până acum? Poliția n-a avut verde să facă. Poliția se ocupă... Poliția se ocupă... Afacerile astea de care scrie... De ce zile? S-a întâmplat în 97. De 7 zile. În 97, 99 anul trecut, în 99 sau în 2000. În 2000, în mai. 2000 mai. Afacerile cu FNI au început în 97 în ființarea. Cum n-a avut poliția verde din 97 până acum? Cine trebuia să-i dea verde, domnule Băcan? Păi, dar... Partidele care l-au sponsorizat. Tata, cine se dea la verde? La câte dezvăluiri a făcut presa, la câte documente s-au prezentat. Pentru că, într-adevăr, el ne-a jenit aici, că nu trebuie să fii neapărat profesionist în bănci. Asta am spus și eu, că se fură 15 milioane de dolari, ce specializăm? Să descifreze afacerile lui Vântu. Menirea noastră este să aducem sub reflector furturile și documente. Noi prezentăm astăzi un extras de cont de la o bancă din Anglia, unde are el bani, dolari. Și el are sute astfel de conturi. El e fericit acum să iasă din afaceri. De ce nu s-a dat verde, cum a spus? Cine n-a dat verde? Spunea și domnul Nistorescu, dar vă întreb și pe dumneavoastră. Cine n-a dat verde pentru cercetarea de către poliția tuturor acestor afaceri? Dar cine să dea verde, domnule, țara asta? Nu, tu te întrebi retoric și eu mă întreb tot retoric. Păi cine să dea verde? N-a spus că în afară de PSD
a sponsorizat Logistic. Logistic sună foarte, foarte deștept, așa. Păi cu bani. Da, bine, așa. Dar urmă spus că au fost din bun, contul finanțării. Pe partea asta. Am văzut la președintele Iliescu o sponsorizare la fundație, dar există destule informații și așteptăm, sper să iasă, că domnule s-a dus și la alți candidați la președinție și la fostul președinte, la toate partidele. Păi nu, partidul a spus foarte bun, clar că... Iar cu cei, cu foarte mulți, păi nu vezi, domnul Văcăroiu și ceilalți care sunt într-o relație, într-o firmă? Păi cine se dea verde? De afacerea Fineco. Asociația Vânătorilor, cine se dea verde? România Liberă. Bun, eu cunosc bine subiectul ăsta cu Fineco. El mai înainte a vorbit cu întorsul banilor la popor. Asta este, într-adevăr, cea mai mare nerușinare, așa se zice bine domnul Popescu. El, de fapt, n-a întors banii poporului, ci a întors banii celor cu contract. Acolo, dacă s-au dus ceva bani... Păi, asta am spus și eu. Banii au fost plătiți și n-au ajuns la popor, pentru că banii au luat politicienii sau partidele politice și ceilalți. Lui Fineco i-a zis vehicul. Ăsta este termenul care îl folosește el. De fapt, este un instrument prin care s-au plătit specialiștii din contract. Asta este nenorocirea. S-au plătit sume mari la Fineco? Nu contează. S-au plătit atunci, în acea perioadă, păi 180 de milioane. Domnul Vântu a susținut acum că n-a dat niciun ban la Fineco. A dat 180 de milioane pentru că Bidu a luat 20% din Fineco. Fineco care era o fantoșă, o carcasă. N-avea salariat, n-avea niciun salariat, n-avea... Până în 2000. Până în 2000. Tot timpul a fost o fantoșă. Fără salariat. Da. Haideți că l-avem la telefon și pe domnul Mihai Iacob. Bună seara, domnule Iacob. Bună seara, domnule. Vă ascultăm. Am aflat cu două ore înainte de emisiunea ta, dumneavoastră, că am împrumutat 15 milioane de la domnul Sorin Ovântu în 1995. Am primit prin fax convenția. Da, am prezentat-o această seară, mai prezent și eu. Da, am primit-o prin fax și aș dori o lămurire la dumneavoastră. Prezenta convenția a fost încheiată azi. Ce văd eu? 13-6-201. Asta este data? Da, așa scrie aici. 201 nu se vede 2001. E scris 201. Probabil domnul Sorin Ovântu crede, dorea numai 30 de ani să muncesc pentru el, dar la vârsta mea nu mai pot să muncesc pentru el. Da. Și biletele la ordine există sau nu există? Da, iar pe biletele la ordine, dacă vreți să le arătați puțin... Da. Că ce am văzut, că în locul contului era codul numeric personal. Da, arată aici, nu știu dacă e adevărat. Dacă trebuie să-l arătați. Da, 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 da. În locul contului este codul numeric personal, pentru că eu n-am cont la BRS. Unde nu? Unde e numărul contului? Nu, în locul... Contul numărul nu scrie nimic la contul numărul. Păi da, scrie cod numeric personal. Nu, scrie cod fiscal, contul numărul nu e trecut. Da. Bine. Nu, eu nu le știm de ele, nu știam. Păi nu, da. Ceea ce vreau să-i spun domnului Vântu, că aș dori să văd contractul de împrumut. Asta este o convenție pentru restituirea unui împrumut. Da. Și vreau să-i atrag atenția că a comis un fals grosolan, pentru că perioada la care se referă dumnealui este o perioadă foarte dureroasă din viața mea. În perioada respectivă, având un accident groaznic de mașină și am stat imobilizat un an. Da, mă rog, spune că din 95 v-am împrumutat... Și atunci nu puteam să iau nici bani, nici produse de la dumnealui. Pentru că a făcut afirmația că parte mi-a dat în bani, parte în produse. Nu, firmelor dumneavoastră, că nu v-ar venea cu produsele la ușă. Mai vreau să prezinte o dovadă ce produse a dat firmelor mele, pentru că firma de admiral are 3 ani. E semnătura dumneavoastră aici, domnule Iacob? Nu este semnătura mea. Semnătura de aici, unde scrie debitor, e semnătura dumneavoastră? Nu. Nu este semnătura mea. Iar probabil dacă și-a făcut bilete la ordine avalizate de fostul lui angajat Nicolaescu, nu am făcut nicio cerere pentru avalizarea biletelor la ordine. Probabil în perioada cât a stat ascuns Nicolaescu, au confecționat... aceste documente. Bun, mulțumesc. Mai aveți altceva?
Nu, n-am fost niciodată trezorierul Partidului Democrat și n-am răspuns de nicio campanie electorală. Am înțeles, dar ați fost la... în Elveția... Am fost în Elveția, cu domnul Roman, poți de translator? Aș fi mândru dacă domnul Roman mi-ar fi vreodată translator. Deci spuneți că n-ați fost cu domnul Roman pe văzătorul. Păi nu am fost cu domnul Roman, dar aș fi mândru ca domnul Petre Roman să-mi fie vreodată translator. Am înțeles. Și n-aveți nicio legătură cu Partidul Democrat? De un an nu. Am fost membru al Partidului Democrat până anul trecut. Bun. Mulțumesc pentru intervenție. Bună seara. Domnule, mai e ceva. Că și domnul Iacob ascunde foarte multe lucruri. În povestea asta... totul se revarsă pe mass media, între ei fiind o enormă subterană de bani care au circulat cu Rafa Onești, cu bani care au ajuns acolo, care și-au datorat cu... asta e o păcăleală cu 16 milioane, semnat în 2001. În mod sigur, asta e șmecheria cu datul băncii. Ăsta i-a dat un contract zicând că i-a dat banii din 90, e o presupunere numai. Că banii din nou i-a împrumutat de fapt de 95 și restituie în 2006. E o făcătură destul de deșteaptă așa. Dar dacă te uiți, nu se poate, domnule, nu se poate. Nu merge, sună aiurea. I-ați pus o întrebare adevărată lui Iacob. Ce să fac, domnul Băcanu? Până nu trebuia să pun și eu o întrebare adevărată. De ce a dat 15 milioane de dolari? Pentru că asta este o întrebare, că 15 milioane de dolari nu poți să dai așa de ușor. Și dacă au fost prieteni și știa că trustul de presă nu aducea bani, eu mă întreb de ce și-a păcălit amicul. Partener de afaceri, a spus că sunt. Dacă au fost partener de afaceri, ce se întâmplă prieteni cu partidele, spunem că trebuie să se facă până la urmă curățenie. Și că trebuie să aflăm unde s-au dus toate aceste milioane de dolari. Eu n-am nicio dovadă în acest moment că acești bani s-au dus la Sorin Ovidiu Vântu, la Mihai Iacob sau în altă parte. Însă, în această seară, Sorin Ovidiu Vântu a spus că a finanțat partide politice. Cine să facă în acest mare scandal curățenia de care vorbește toată lumea? Vântu! Vântu! Nu. PSD-ul, care n-a primit nicio sponsorizare și e curat, ci trebuie să facă o curățenie totală cu partidele astea de opoziție nenorocite care au declanșat un război. Hai să fim veseli, domnule. Domnule Popescu, credeți că se va ajunge la aceia care au furat toți acești bani? Că e vorba de milioane de dolari. Credeți că se vor face cercetări de către poliție, parchet, astfel încât să aflăm, măcar după 12 ani, cine a furat banii? Nu, evident, domnule. Cum o să aflăm acest lucru? O să fie agățați unii și alții, Nicolaescu, pe cine mai lua, mai arestat pe acolo, pe la Astra, pe cine a arestat. O să fie până la urmă unii popriți, ceea ce nu înseamnă că aflăm ceva cu ocazia asta. Banii însă nu o să-i mai vedem. Asta vă pot spune sigur, că nu o să mai vadă niciun dolar din ăștia care au dispărut, iar de agățat o să fie agățați ăștia care sunt la față acum. Întâi vreau și eu să spun un lucru despre afirmația asta lui Vântu. Spune despre una din cele mai funambulești chestii pe care le-a prezentat în emisiunea asta. Este scenariul ăsta cu opoziția diabolică care acum vrea să lovească în PSD prin intermediul lui Sorin Ovidiu Vântu. Hai să fim serioși, nu? Deci cu toată lipsa mea de entuziasm pentru acești amărășteni care sunt acum prin PNCCD, prin PNL, prin PD, chiar niște partide de 2 lei, ca să crezi că ăia instrumentează acum prin intermediul Vântu și al lui Iacob, nu știu ce chestie, deci chiar ne ia drept idioți. Cum face tot timpul de altfel domnul Vântu? Vreau să vă repet un lucru, nimic din ce a spus. Domnul Vântu are următoarea caracteristică. Vorbește, după cum ați văzut, cu dicție, chiar dacă sâsâit puțin, vorbește tare. România bagă râul ăla puternic așa, domnul Tucă, se uită fix în imagine, are și mustața aia de plăieși, de răzeși, și asta e tot. Pentru că dacă iau fiecare frază de acolo a lui, nimic nu are acoperire. De pildă spune că a avut 9 milioane de dolari la BRS. Cum poate să afirme așa ceva? De unde știu eu ce avea el la BRS, când niciun cont de la BRS nu mai era valabil? De moment ce ăla umbla în conturi, cum știm foarte bine, domnul Nicolescu scotea și băga ce vroia el acolo. Păi ce bază îmi spune mie domnul Vântu aici în emisiunea ta
cu dicție și viril așa puternică, avea 9 milioane de dolari acolo. Și totul se bazează pe dicție și pe voce tare ce face domnul Vântu. Dar credeți că... Nu, stați așa, că problema e alta aici. Nu ce faci spectacolul ăsta de 2 lei pe care l-a oferit domnul Vântu. Și nu domnul Vântu e problema mea, domnul. E adevărat? Problema e alta. Nu domnul Vântu e problema. Domnul Vântu e un fenomen. Nu? Cum e fenomenele meteo. Apare. Este, a apărut. De ce a apărut? Pentru că are un mediu, un bulion de cultură în care se dezvoltă. De ce se dezvoltă? Păi e foarte simplu de ce se dezvoltă. Se dezvoltă din două motive. Unu, pentru că, așa cum ați spus noastră la un moment dat, vor fi destui niși care să uită la el acum la televizor și, deși sunt niște sărăntoci, deși n-au făcut nimic toată viața, n-au câștigat umana la nimic, să uită la asta, uite, bă, ce deștept e ăsta, bă. Ai văzut, bă, chiar dacă ăsta i-a furat, chiar dacă le-a luat banii de muzar, există o satisfacție, domnule, la foarte mulți dintre români să fie călcați de un jeep, dacă se poate, cu un cauciuc Michelin, Dunlop. Să nu fie cauciuc danubiana, să fie ceva de calitate. Un mazochism ăsta ciudat la poporul ăsta de a se face preș în fața a tot felul de inși de soiul ăsta. Deci nu m-ar mira ca mult să-l admire pentru asta. Apoi, metoda domnului Vântu, pe care eu o cunosc foarte bine, că a aplicat-o și pe mine, metoda domnului Vântu e următoarea. Ce face el? Să duce la cineva cine are interes, are un interes oarecare cu el, urmărește ceva, și mai întâi începe pe niște ditirambi formidabil. Dumne, dumneata, care ești extraordinar. Și cum i-o fi spus lui Văcăruiu, lui ăștia, lui toți ăia, de pe la dreapta română, sau cum se cheamă partidul ăla, pe care i-a finanțat și ea mai departe, cum le-o fi spus și ăstora din cultură, cărora le-a dat bani? Dumne, extraordinar, omul vine cu citate. Dacă vorbește cu Mircea Dinescu, citează din poezia lui Mircea Dinescu. Niciun fel de problemă. Vorbește cu mine, îmi citează într-un articol pe care l-am scris eu nu știu când, în ziarul Adevărul. Deci, omul are o metodă. Metoda asta nu e nouă. Metoda asta o folosea Securitate. Eu nu spun că domnul Vântu este securist sau trutor, nu cunosc, n-am bază pentru așa ceva. Dar metoda asta am mai întâlnit-o înainte de 89 la Securitate. Securitate avea metode pachet pentru diverse tipuri. Muncitori, țărani, intelectuali. La fiecare aplica o anumită metodă. La intelectuali era metoda asta. Să dădea cult. Îți cita de Nichita Stănescu, că le avea vă câteva învățate, îți spunea, domne, și Iorga a fost la serviciu secret, chestia, adică construia așa o legătură, mă înțelegi? Așa face domnul Vânt. După care, pasul 2 era banul. Da, ban adevărat. Adică omul spunea, domne, și nu neapărat, cum să spun eu, nu ban băgat așa direct în buzunar, sub o formă oarecare. Îți cumpăr eu dumii tale afacerea, îți cumpăr acțiunile, dar la un preț, de 10 ori mai mare decât fac. Să găsesc metode, că vorbește de mita aia de 2000 de dolari pe care i-a luat nenorocitul ăla de acolo, dar repet, ăia 50.000 de dolari pe care i-a luat domnul paleologul fără să clipească, aia cum se numește? Nu se numește niciun fel. Dar de secundă, el a cumpărat în foarte multe publicații, case de editură și așa mai departe, și ăia tachitic toți. Să nu vorbesc de colegii mei acum. Nu cel mai hazos lucru este... Finalul. Domnul Vântu ne anunță că își face partid și intră în politică, domnule. Păi și ce vi se pare? Nu e normal, domnule, are toate calitățile, domnule. Nu, stai un pic. Toate calitățile. Nu, și-a pus doar dantura, îi lipsește restul. Până la domnule, lucru hazos. Domnule, în situația asta în care... Au fost finanțate partidele politice din banii lui Sorin Ovidiu Fund? Da, el a spus că da. E bun. Dar nu numai partidele politice, e onorabil. El n-a susținut financiar partidele, el le-a mânjit. Asta este. Domnul Văcanu, dați-mi voie. Deci, problema următoarea. Eu vreau, dacă tot am venit la emisiunea asta, să clarificăm. Eu, pe mine, nu mă interesează suferințele alea și bogații plâng. Văd că și Iacob ăsta a avut o perioadă grea în viață, ca și Vântu, care și ăsta a traversat o problemă personală. Sunt, domne, oamenii au sentimente, ce să facem? Deci, pe mine mă interesează să clarificăm niște lucruri de principiu. De principiu, următorul lucru. Se spune că în America sau în Occident, banul e la putere. Așa spune, acolo e banul, domne. Money is power. Nu e așa, domne. Și în România nu s-a înțeles un lucru esențial. Nu orice ban e la putere în Occident. E la putere un ban adevărat. Că în Occident, dacă eu mă duc acum la Paris, de pildă, sau la New York, și vreau să depun 5.000 de dolari într-o bancă, întrebați nu pot să-i depun. Că mă întreabă ăla, de unde ai, tovarșu, banii ăștia? Și nu mi-i primește, cu toate că sunt bani adevărați, nu sunt falși, nu e nicio problemă.
nu mi-i primește, că mă întreabă cine sunt, cum i-am făcut și așa mai departe. Deci nu orice bani e bun. Dacă vine unul cu zeci de milioane de dolari la o bancă newyorkeză, nu sunt acceptați banii ăia, că nu se știe de unde provin. Mai eu povestesc în România, în schimb în România, că aici e problema, niciunul din toți acești oameni care au intrat în contact cu Sorin Ovidiu Vântu și au luat bani de la el, nu spun că e ilegal. Puneau, cum pot să justifice într-un fel banii ăștia, niciunul nu și-a pus problema. De unde are domne ăsta zeci de milioane de dolari în țara asta? Cum nu și-a pus? Nu e interesant. Nu iau eu, nu e. S-au făcut că nu, domne, nu ne privește. Ce important sunt banii, spune domnul Nistoriu. Dar încă o dată spun. Dumneavoastră a spus, domnul Popescu a spus și a amintit și domnul Nistoriu. Domnule, cred că nebunia nu este Sorin Ovidiu Vântu. Putea să fie Popescu, Ionescu. Cred că nebunia este toate acești oameni care reprezintă autorități ale statului, guvernanți, parlamentari, oameni politici. Că fost agățați foarte elegant. Eu cred că asta trebuie să afle telespectatorii și populația României și gazetarii. Da. Trebuie să afle. Da. Și gazetarii. Trebuie să afle cine sunt acești oameni care au luat bani, zeci de mii, sute de mii, milioane. Pe mine nu mă interesează Sorin Ovidiu Vântu. Pe mine mă interesează unde au ajuns acești bani și de ce au luat, pentru că reprezintă statul, sunt plătiți din banii populației. Sunt bugetari cei mai mulți oameni angajați la Parlament, la Senat, Camera Deputaților, autorități ale statului. Eu cred că asta este cea mai importantă chestiune. Vă rog, domnul Băcan. Știți cât l-a costat pe el o vacanță cu ziariști într-o insulă grecească? Ați fost pe insulă? Nu. Nici eu. 200 de mii de dolari. Pe un om care aruncă 200 de mii de dolari într-o vacanță cu niște ziariști. Da, e o persoană privată, domnul Băcan. Mă rog, da, dar uitați-vă că... Iar ziariștii respectivi nu zic nici câr acum. Absolut. Da. Băieții au luat banul, li se pare firesc. Spuneți. Eu zic așa. Vă rog. El acum a schimbat puțin diapazonul. În emisiunea trecută îl ataca pe domnul Năstase. Că de ce s-a implicat la SIFU? Mă rog... Asta pe de-o parte. Nu, vă spun ce a fost. Pe de altă parte, acum... Acum este o schimbare de atitudine. El acum și-a schimbat complet atitudinea. Iar eu mă așteptam efectiv să ne spună unde sunt banii și nu că intră în politică. Pentru că dacă un asemenea om este lăsat să tot clămpănească el vrute și nevrute, România e pierdută. Nu se mai poate face nimic. Imaginați-vă că toate deși organismele... Deși așteptați unde să spună unde sunt banii, da? Este așa de simplu. Da, cine sunt banii? O bună parte a spus. Fișetele procuraturii... Au ajuns bani la procurator și la procurator? Eu vreau să spun că există la parchet și la poliție fișete întregi cu documente. Da. Noi am publicat coduri, conturi pe unde a plimbat el banii și pe unde i-a tot rostogolit. Este așa de simplu încât să ia urma banilor, cum se spune, încât nici nu vă imaginați. Numai să vrea cineva să facă chestiunea asta. Și atunci se va afla și ce a dat el la partid și o să vedeți. Că nu, cine nu vrea, vă mai întreb o dată. Cine nu vrea, domnul Tuca. Păi uitați-vă puțin, domne, ce s-a întâmplat în tot timpul ăsta. Deci hai să ne situăm sub această lozincă. Vântul, toate acestea trebuiau să poarte un nume, da? Ca în poezia lui Sorescu. Ele s-au numit Vântul. Totuși. Așa. Da. Trebuia să poarte un nume. Iertată-mi fie blasfemia, că Marin Sorescu e mort. Deci, domne, organele astea de supraveghere, cum e posibil să existe Vântul? E posibil să existe Vântul datorită tuturor acestor oameni care au luat bani de la el fără să se întrebe de unde vin banii ăștia? E posibil datorită colegului nostru Ion Cristoiu, pe care l-aud acum vorbind despre discuțiile sale privind pe Camil Petrescu cu domnul Vântul. Deci domnul Cristoiu, după tot ce s-a întâmplat, după tot ce au fost oameni păgubiți, oameni în pragul sinuciderii, pentru că n-au mai avut bani de la FNI-ul ăla, oameni care acum, cei care sunt asigurați la Astra, vor avea probleme. Eu știu contribuabil și domnul Cristoiu,
Poftiți? Un nou fenic. Domnul Cristoiu îmi vorbește mie de discuțiile sale intelectuale despre Camil Petrescu. Dacă se întoarce Maria Vlas acum din Israel, probabil că domnul Cristoiu vorbește despre romanele lui Cortensia Papadat Bengescu cu Maria Vlas. Și e colegul nostru. Că m-am săturat să tot zicem de politicieni, să zicem de unii și de alții, dar nu știu nimic de presă. Mă interesează mai puțin pentru că e persoană particulară. Așa, poate să supere domnul Cristoiu de mine, da, dar e un om, e un om a cărui părere mă interesa. Asta și ca să aud un astfel de discurs acum de la domnul Cristoiu, este o stupoare pentru mine. Iar în ce privește domnul Vântu, există pentru că Banca Națională și Comisia aia de Supravegheri a Asigurărilor au schimbat între ele din astea scrisori, un roman epistolar, nați-o ție de mie, de martie, 6 luni de zile, nimeni nu s-a dus dintre ăștia doi să zică, dom'le, la poliție, la procuratură, să sesizeze. Aveau sesizare de la BNR. Dom'le, sunt sume prea mari în banca aia. Să fac tranzacții ciudate, dubioase, credite garantate bizar. Nimeni nu s-a dus la poliție. De câte ori a venit, de pildă, domnul Muguri Sărescu în Parlamentul României să spună, domnilor, dacă de mâine nu schimbați legea bancară, astfel încât Banca Națională să aibă prerogative de control ca o poliție financiară adevărată să poată intra în bănci, să verifice conturi și a mai departe, eu îmi dau demisia. De câte ori s-a dus în Parlament să facă chestia asta? Niciodată. Când domnul Sorin Teșu, de pildă, aflu acum, consilierul domnului prim-ministru, ca șef de cabinet la domnul prim-ministru, se găsește de la bun început, din luna martie, se găsește în Consiliul de Administrație de la Astra, când s-au petrecut toate aceste mânării. Se găsește acolo, nu spune nimic, nu a știut, n-a auzit, era și la Poșta Română în Consiliu, șeful de cabinet al primului ministru, deci. Omul cel mai apropiat de acolo se găsea în aceste consilii în care s-au executat mișcări, cum să spun eu, evidente pentru, nu pentru polițiștii finanțiști. Păi să iau banii de la Citibank, unde erau bine mersi ai lui Astra, de la Citibank, de la Bank Post, de la Banca Românească, să iau, vine, ia, distruge depozitele și le bagă pe toate la BRS. Să iau banii de la Bank Post ai Poștei Române și să iau toate și să bagă la BRS. Dacă îi întreb, spun, domnule, era dobânda mare. Era dobânda mare. Ce putea mare brânză să anunțe la dobândă mai mare cu o săptămână înainte și să... Totul s-a făcut, domnule, pe telefoane politice și pe presiune politică. Și toate falimentele astea din societățile de stat sunt dirijate de oameni care au beneficiat. Doamne, ce dracu, suntem chiar așa de caragioși. Nimeni în țara asta nu e în stare să dovedească asta. E filozofie economică. Hai, domnule, în serios. El este și autorul acelei diversiuni cu Cecu. Vedeți că susține și acum că vinovat este Cecu. Păi nu, eu cred că el, nu el este autorul diversiunii, ci Cecu. Cecu e. Reprezentant din statul. Păi puteam să mă duc eu, Marius Stucă. Dumneavoastră, Petre Mihai Cecu... Băcanu, să vă duceți la Cec, să spuneți, fraților, am venit eu, Petre Mihai Băcanu, hai să ne asociem repede. Cecu a intrat în ecuație cu 4 luni sau 5 luni înainte de a cădea FNI-ul. Da, iar FNI-ul a funcționat 5 ani. E adevărat, dar sumele foarte mari și foarte mulți dintre cei 300.000 de punători au intrat în FNI pentru că erau, aveau garanția cecului. Eu sunt de acord că cecul are vina lui. Vorbește măcar lumea serioasă care știe că asupra cecului a existat presiune și ordin clar ca Petrovici să semneze. Uite bine la Camenco Petrovici. Da, domnule, dar eu nu... Mă interesează vântul pe care spun aici. Mă interesează Camenco Petrovici și cei care i-au dat ordinul Camenco Petrovici. Se discută că e Radu Vasile. Și că Radu Vasile a exercitat presiune pe Camenco Petrovici. Oricum, nu PSD-ul i-a dat ordinul Camenco Petrovici să facă ce-a făcut. Da, în cert. Asta e limpede. Nu, păi, astea trebuie desfăcute, domnule. Dar Ceco avea o participație de 20% în FNI, Centrocopu, care era o fantoșă, avea 51%, deci... Domnule, vă rog eu frumos, da. Domnule, vă stimez, nu se poate. Problema este marca, domnule. Cecul aia care s-a lipit acolo, nu participația, cecul aia care au văzut oamenii, cec, valori mobiliare, FNI, cec, aia sunt probleme. D'acord, dar s-a canalizat tot protestul feneiștilor spre cec, și nu spre cel care a furat banii, efectiv.
Păi sigur că cecul, da, nu putea cecul cura, să plătească, dar de unde, dar de unde să plătească cecul? Domnul Băcanu tot timpul. Păi tocmai ce cură de la stat, care... domne. Păi tocmai asta s-a canalizat, de la stat s-a furat, De la cec, de la Astra, Astra e tot de stat. Eu vorbesc de banii feneiștilor acum. Astra într-adevăr. Și acolo sunt banii asiguraților. Sunt. Da, este ea de stat, dar sunt banii asiguraților. Așa. Da, nu. Ne oprim puțin pentru un minut și ne întoarcem după aceea în emisiune. Mai sunt două zile. Vineri e seara de gală. Cele mai tari și apreciate ziare și reviste din țară le premiază pe cele mai talentate și neobișnuite vedete din România. Premiile anului 2001 Talk Show! Bine, la ora 20, la Antena 1, e o seară de gală. Seara premiilor Gong Show 2001. Ei descoperă lumea. Învață despre minunile ei. Sunt la început de drum și pornesc în viață plin de speranță. Ei cred în viitor. Noi trebuie să le acordăm o șansă, pentru că ei pot schimba lumea. Ultimele minute ale emisiunii noastre în direct, domnul Nistorescu. Nu, mare lucru nu mă trebuie să spun, că mă pufnește râsul. Că doi de aici care au lucrat acum un an, nu, de tot spectacolul, nu, situația e dramatică la nivel național, pentru că toate relațiile pe bani mulți în România sunt clădite pe asemenea tipuri de activitate și pe asemenea mecanisme false. Asta e problema de fond. Dar mă amuză că au ieșit doi ziariști care au lucrat cândva la evenimentul zilei și care chiar bănuiesc că au luat banii. Bănuiesc, n-am nicio dovadă. Dar domnul Vântu și cu domnul Dan Andronic au pus la care o mituire. O să le dăm dreptul la cuvânt și lor, domnule Băcanu. Pe Vântu nu l-ar fi dus capul să creeze acest imperiu și să fure 300.000 de amărâți. Este clar că toată această structură a fost organizată după metode securistice. În 2 ani de zile am publicat despre acest subiect 800 de articole. El vine aici cu niște fotografii din cadă de la el din casă. Vă mărturisesc că am primit fotografii și nu acel pliant. Și am verificat numai dacă sunt din casa lui. Deci, dacă asta este problema, că fotografiile au fost din pliant, eu sunt gata să-mi cer scuze domnului Vântu. Dar să răspundă la restul. Abia aștept să mă duc la închisoare în urma proceselor cu Vântul. Ce m-a liniștit este acea expresie de nabab, presa mea. Asta m-a mânit cel mai tare. Păi eu cred că a avut presa lui. Da, dar dacă unul ca și el... mai mult decât atât. Poate să o spun așa cu superioritate, presa mea. Și eu cred că pentru sterilizarea noastră... A noastră? A tuturor. Este bine să mai faceți asemenea emisiuni. Mulțumesc. Domnule Cristian Tudor. Două lucruri. Trebuie să înțelegem natura diavolului. Diavolul nu este un simplu ucigaș, de pildă, sau un simplu răufăcător, care nu este un simplu agresor. Dacă vă aduceți aminte toată simbolistica diavolului din filme, din cărți și așa mai departe, există acolo un... Era Angela, Maestru și Margareta. Poate. Nu. Există un amănunt, și anume că diavolul nu poate să-ți facă nimic dacă nu-i accepți existența. Dacă nu intri, la un moment dat, în conexiune și în dialog cu el. Altfel nu poate să facă nimic. Domnul Vântu nu este un asasin. Deci toată povestea aia cu asasinatul, cu băla de 23 de ani, ăla face iar parte de altă telenovelă construită de alții. O prostie. Domnul Vântu nu a luat pe nimeni de gât. E reală, domnul. Nu știu, nu mă interesează, nu cred în ea. Dumneavoastră aveți elementele noastre. Eu nu cred că printre metodele acestui om se numără asasinatul. Nu ia pe nimeni de gât.
el s-a dus și a oferit. Și a oferit din gros. Pactul cunoscut de mii de ani. Și, din păcate, extrem de mulți în această țară au acceptat acest pact cu domnul Vântu. Asta e un prim aspect. Al doilea aspect este o similitudine pe care nu vreau să o comentez. Mă mărginesc să o semnalez. Vă aduceți aminte că la un moment dat se punea problema transferului altă vărsare din asta de bani pentru a fi ciordiți, așa cum banii de la Astra și de la Poșta Română au fost vărsați la BRS, se punea problema vărsării banilor de la SIF-uri la BID. Au și apucat 4,99% să fie vărsați, cumpărate acțiuni, mai lipseau ei las până la 20%. Deci veneau domnii de la SIF-uri, luau banii acționarilor de la SIF-uri și îi băgau la BID, unde dacă trecea suficient timp, dispăreau cum au dispărut și ăștia pe care i-am văzut. Ce citim acum în presă? Citim că SIF-urile, într-un consens total, într-un entuziasm nebun, au hotărât să cotizeze, să intre cu bani grei la Dracula Park. În urma unei discuții cu domnul ministru al turismului Agaton, o discuție bănuiesc de la om la om, acolo puternică sufletește, au hotărât să cotizeze la Dracula Park. Marea afacere a guvernului Năstase. Să vedem cât de mare o fi. Am publicat în presă articolul excelent, după părerea mea, al doamnei Jessica Douglas Home, de părerea distinsei gazetărițe britanice despre acest Dracula Park, pe care o împărtășim și noi. Deci nu pot decât să vă pun în vedere această similitudine. Nu spun nimic peste asta ca să nu fie acuzat de nu știu ce. Mulțumesc. Emisiunea noastră se încheie aici. Repet încă o dată, cred că cel mai important lucru este să iasă la suprafață cine a beneficiat de aceste milioane de dolari, cine sunt cei care aparțin, care reprezintă autoritatea statului, care au beneficiat de acești bani și să aflăm unde s-au dus banii dacă tot nu se mai pot recupera aceste, repet, milioane și milioane de dolari. Mulțumesc invitațiilor din această seară. Țin să-i mulțumesc și domnului Sorin Ovintivultu pentru cele două participări la emisiunea noastră. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați rămas târziu până la această oră în fața amicilor ecrane. Ne întâlnim din nou mâine seară la aceeași oră, ora 22. Până atunci vă spun, ca de obicei, țineți aproape.